Ne vedem astăzi la un nou interviu, Only Smarts. Și apreciez în primul rând foarte, foarte mult că în loc să mergeți în cluburi sau la terase, stați să vă educați. L-avem astăzi ca invitat pe domnul profesor dr. Dragoș Iliescu, directorul departamentului de psihologie, nu? Nu, directorul, sunt directorul școlii doctorale, sunt doar membru în departamentul de psihologie. Am înțeles, directorul școlii doctorale, scuze, de la Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, specializat în psihometrie, area psihologiei care se ocupă de testare, de evaluare, de măsurare. Și specialist în psihologie organizațională, mă înșel? Da, asta este area mea de... nici nu știu cum... am două pălării pe cap. Pe de o parte zona de psihometrie și de măsurare psihologică, pe de altă parte doctoratul meu e un doctorat în psihologia muncii și organizațională. Și asta e zona aplicată pe care o practic, da. Muncii, da, și noi ne-am întâlnit acum un deceniu, dacă mi-amintesc bine. Dacă nu mai mult, da. Dacă nu chiar mai mult. Și aș începe cu o întrebare foarte simplă. Ce v-a determinat să studiați domeniul psihometriei? Din nou o să repet pentru publicul care ne urmărește. Psihometria, acea aie, unii o consideră insipidă, alți oameni o adoră, care e mai mult spre matematică și statistică, care se ocupă de măsurarea constructelor. Ce sunt constructele? Sunt niște entități ipotetice, explicative, care ne ajută să prezicem și să explicăm lucruri. Da? Avem constructe și în fizică. Nu? Da, punctul material, spre exemplu. E un construct. Sau centrul de masă. Nu există niciun atom. Nu există realitate. În realitate. Exact. Dar ne ajută, nu, să facem ecuații în jurul punctului, în centrului de masă, ca să... Ok, ce v-a determinat să studiați, să fiți atras de domeniul psihometriei? De unde a pornit pasiunea și motivația dumneavoastră? Habar nu am. Știi cum e? Da, da, exact, habar nu am. Adică vrei să fiu sincer. Știi cum e? 20 de ani mai târziu reconstruiești așa parcursul tău și zici: a, a fost un plan în spate, am vrut, am făcut. De multe ori am impresia că suntem frunză în vânt așa și ne aruncă viața pe unde ne aruncă. Întotdeauna am avut o pasiune pentru științele exacte. Adică în liceu, în ultimii ani de liceu, mă pregăteam pentru a da la fizică. A fost o întâmplare că am dat în altă parte. Eram bun pe mate, bun pe fizică, într-un liceu de mate, fizică, informatică. Deci întotdeauna mi-a plăcut mai degrabă zona asta decât zona umanioarelor. Și sigur, după aia m-am dus și m-am îndreptat înspre psihologie, dar tot timpul am avut cârligul ăsta înspre lucruri cuantificabile, statistică, măsurare serioasă. Declicul s-a făcut însă când eram la doctorat. Profesorul meu, regretatul profesor Horia Pitariu, era cunoscut în România ca fiind the man în zona de testare psihologică. Adaptase în România mai multe teste, cel mai cunoscut din ele CPI-ul, California Psychological Inventory, Freiburgul adaptase el, o primă formă de MMPI, mai multe, da, mult mai multe. Și era momentul ăla în care ne zbăteam să pătrundem internațional cu cercetările noastre. Nu doar eu o făceam, mulți alții o făceau și o făceau poate mai bine decât mine, dar era un zid acolo, pentru că foarte des primeam reject și ni se spunea: bine, dar lucrați cu instrumente derizorii, da? Adică nu, asta nu-i treabă serioasă ce faceți, da? Asta era coroborat și cu nevoia clară în practică de a avea instrumente serioase. Lumea nu mai ține minte acum era, acum 25 de ani. Dar practicienii foloseau teste care erau, nu știu, trase la Xerox la mâna a treia. Mai rău decât Myers-Briggs. Da, bine, nu, deci... Da, ăla e un test prost. Da, eu vorbesc acum de teste bune, da, dar care erau cumva trase la Xerox, la cincea mână, se scrisese cu creionul, se subliniase cu carioca pe ele și trase la Xerox peste, strâmbe, ciudate. Incredibil, da, și fiecare psiholog care se respecta termina cumva facultatea cu un mănunchi, așa, un snop de teste, dar nu știi exact ce-i cu ele, nu știi exact... N-aveai norme, n-aveai manuale, nu era nimic serios acolo. Da? Deci aveai nevoia asta clară din practică, nu ne mai dăm seama cum era. Adică asta e o problemă rezolvată și mă bucur să spun că sunt unul din cei care a contribuit la rezolvarea acestei probleme. Dar cei care își mai aduc aminte cum era, își pun acum mâinile în cap și zic: cum puteam noi să lucrăm în felul ăsta? Incredibil, da? Bun. Deci aveai nevoia asta practică, aveai pe de altă parte nevoia asta stând în catedră, mă rog, sunt ca doctorand, evident, în catedra de psihologie de la Babeș-Bolyai, de la Cluj-Napoca.
ai practic două forțe care te îndeamnă în direcția aia și ăla a fost momentul în care am început să ne uităm foarte, foarte serios înspre adaptări riguroase, în care traduci manualul, scrii manual, scrii studii de caz pe România, culegi norme. Toate normele care au fost utilizate înainte de Revoluție erau realizate pe șantioane care nu erau reprezentative. Da? Mm-hmm. Și când te uiți după aia la normele pe care le creezi pe șantioane reprezentative, lucrurile sunt foarte, foarte diferite. Da? Deci îți dai seama ce fel de decizii greșite se puteau lua și... Bun, deci cumva, practic, aceste două nevoi ne-au împins și faptul că profesorul Pitaru era inserat acolo, adică cunoștea pe toată lumea. Nu știu, Cattle, de exemplu, îi fusese prieten, Harrison Gough îi fusese prieten, avea corespondențe cu ei și corespondențe frumoase. Nu exista e-mail-ul pe vremea aia. Și oamenii ăștia scriau de mână sau scriau bătut la mașină, așa frumos. Și să vezi scrisori scrise de mână de Harrison Gough sau de Raymond Cattle sau, da, dragă prietene Pitariu, știi, sigur, în engleză, my dear friend the Horia. Mă rog, anyway, cunoștea pe toată lumea și ăla a fost momentul la care am cerut în mod formal, practic, licențele și dreptul de adaptare și de comercializare pentru CPI 16PF Freiburg și alte teste, în special de personalitate. Deci cumva nevoia ne-a dus în direcția aia și faptul că cineva trebuia să ia Stind Dardu și să zică Braveheart baby, follow me. Da. Și cumva uitându-se de jur împrejur, profesorul a zis, păi cine se pricepe mai bine la lucrurile astea, hai să-i punem în cărcea lui Dardu. Cineva care are o formație mai degrabă pe Mate Info, la fel ca mine, da, la fel ca tine, la fel ca o proporție mică. Se întâmplă să știu și procentele. Mulți vin la facultatea de psihologie de pe filiera umanistă. Cea mai mare parte, da. Și din cauza că prezentăm psihologia și ce se întâmplă la psihologie și la facultate și în general în practică foarte, foarte greșit. Adică avem un manual infect de psihologie. Sunt bucuros să spun că Asociația Psihologilor din România are un proiect de a crea un alt manual de psihologie. Și dacă te uiți la manualul de Edixel sau alte manuale internaționale, manualul Cambridge de psihologie, o să vezi că e foarte altfel. Și o prezintă ca o știință și e o știință mai degrabă. Se aseamănă mult mai puțin cu antropologia, filosofia, sociologia decât se aseamănă cu medicina, da? Sau cu, nu știu, fizica din partea mea, sau chimia. Ceea ce mulți dintre ascultătorii noștri poate nu știu, că unul dintre cei mai mari statisticieni, dacă nu chiar părintele statisticii, a fost voiul lui Darwin, nu? Galton. De Galton zici tu, da. Iar apoi studentul lui Galton a fost Pearson și apoi Fisher. Fisher, da. O groază de dezvoltări în domeniul statisticii a venit pe filiera psihologiei și a psihologiei diferențiale. Exact, da. Ce nu se mai predă astăzi deloc. Nu se mai predă differential psychology. Da? E istoria asta. Mulți alții au avut dualitatea asta. Charles Spearman, da? Adică un doctorat în psihologie, dar avea inițial un doctorat în fizică. Și era matematician, basically. Da? Cyril Burt, inventatorul analizei factoriale. And so on and so forth. Și sigur că metodele astea create de psihologi sau de alții sunt utilizate și în psihologie, dar și în medicină și în alte părți. Da? Adică până la urmă nu e doar analiza factorială sau corelația lui Pearson, nu e tipică doar pentru medicină. Da, sigur. Dar da, psihologia se prezintă foarte prost la nivel de liceu și ăsta e motivul pentru care crezi și sigur există și stereotipul ăla la nivelul populației, știi? Și ăsta e motivul pentru care atragi un anumit tip de oameni, da? Adică cea mai mare parte din psihologi, studenții care vin la psihologie, se așteaptă să vadă numai calapele roșii pe acolo prin holul facultății, se întinde să vorbească de relația cu tata, de mai știu eu ce altceva, unchiul care te legăna pe genunchi prea mult sau whatever, da? Și sigur ce primesc în anul 1, semestru 1, cursul de statistică, evident, și toată lumea, din momentul ăla încep să urăști facultatea. Sper ca lucrurile să se schimbe la un moment dat. Eu cred că psihologia, așa cum se practică astăzi, așa cum se învață astăzi, așa cum se face cercetare astăzi, e imposibil să fie înțeleasă fără o minimă înțelegere a mecanismelor matematice care explică cercetarea respectivă. Bun, da, mulți dintre, sunt multe de dintre, povestit aici. Am descris eu succint, nu, psihometria, ca fiind aia psihologiei preocupată cu a măsura, că de-aia se numește psiho, da, care înseamnă suflet, mulți spun, plus metrie, nu? Da, plus cu metrie, da. Da, cu metrie, exact. Da. Mulți spun că nu e... Eu o văd ca fiind o ramură a psihologiei. Mulți spun că, de fapt, nu e o ramură a psihologiei atât de mult. Fiindcă măsurarea, definiția mai generoasă este una care spune e știința măsurii intangibilelor.
Și intangibile sunt și concepte psihologice, dar sunt și alte tipuri de concepte. Inobservabile, sigur. Exact, da. Deci nu pui mâna pe ele, dar intangibile. De centru de masă. Nu e niciun atom în canapeaua asta, spre exemplu, sau în scaunul în care tu stai, care merită numele de centru de masă. S-ar putea centru de masă să pice în vid. Nu? Dacă da, obviously, da. În locul dintre atomi. Nu? Exact. Se folosește evident în psihologie, dar se folosește mult mai abitir și mult mai serios și multe din evoluții. Sincer, cea mai mare parte din evoluțiile recente în psihometrie vin din zona educației. Da? În testele standardizate, în special în măsurarea educațională. Și asta înseamnă că da, se aplică aceste principii în măsurarea constructelor psihologice, dar la fel de bine în măsurarea abilităților, competențelor, progresului educațional, and so on and so forth. Cred că unii din privitorii noștri, mă hazardez aici, nu e ceva ce știu, nu vreau să cad în distorsiunea de citirea gândurilor, că doar sunt terapeut în TCC, unde nu succesul corelează cu cât de logic ești. Apropo că tu ai pe Mate Info și eu am fost olimpic de 4 ani, cred că la logică. Dar de la 9 la 12 nu mai logic am făcut. Am ajuns la olimpiada de pe țară la fizică, n-am luat nimic, dar pe vremea aia era mare lucru să ajungi pe țară, nu? Da. Și el a fost tot logician, dacă nu mi-aduc aminte. În fine, că ia la Babeș Bohenii, probabil pe vremea respectivă. Mulți sunt probabil curioși ce înseamnă un construct psihologic, pentru că e foarte greu să-i spui unui om, ceea ce vom măsura este o entitate fictivă. Nu e ceva în creierul tău care e ca hipocampul, sau ca nuclei amigdalieni, sau ca cortexul cingulat anterior, nu e o chestie care o măsurăm, nici măcar în modul ăla în care o facem în RMN, nu? Când vrem să vedem volumetria, spre exemplu, unei structuri. RMN este despre brain. Exact, adică există o realitate fizică. Exact, există ceva ce măsori. Da. Sigur că noi le tăiem acolo în funcție de niște structuri, nu? Celulele respective, zicem, ăsta e nucleul X, ăsta e nucleul Y. Dacă ne referim la un construct, spre exemplu, ca inteligența, căutarea unor corelate, cum se numesc ele, e foarte greu. Găsim corelații în literatură cu... nu știu, cât de mai e scoarța cerebrală a neocortexului. Găsim poate corelații cu OFC-ul, găsim corelații cu cortexul frontal, dorsul lateral sau ventromedial. Dar oamenii de obicei au această idee de dacă nu e ca humerusul sau ca ulna sau ca radiu sau ca femurul, dacă nu e ca un os, atunci ce măsori? De ce inteligența nu e o chestie? Adică și poți să pici foarte ușor în teoria inteligențelor multiple. Oh, anything da, goes. Don't go there. Da. Don't go there. Da. Știi că nu se discută în psihologie de construct de atât de mult timp. E o găselniță, chiar și cuvântul de constructul de construct, da, dacă vrei, metaconstruct. E o găselniță care provine din zbaterile alea despre a înțelege ce înseamnă validitatea și despre definiile consecutive pe care le-am generat. 1954. Exact. Le ține minte noaptea când merge la culcare. De Cronbach știe toată lumea că dă de nenorocitul ăla de indice alfa. Alfa, da. Care e tot o măsură a validității, consistența internă. Da. O prerechizită pentru validitate. De Mail lumea nu prea știe. În România, în mod special, nu s-a auzit foarte mult de el și a fost un metodolog extraordinar. Ideea de construct a apărut în zbaterea aia, care încerca să fundamenteze validitatea. Da? Ce e validitatea? Și dacă te uiți la istoria validității, istoria felului, da, evoluția modului în care înțelegem ce e validitatea, ea diferă foarte mult de la un moment la altul. Există cel puțin 4 etape în felul în care înțelegem validitatea. Dar asta se întâmpla în anii 50, în care validitatea era înțelesă mai degrabă ca being true to your definition. Deci trebuia să definești cumva acele lucruri pe care le măsori, care sunt intangibile, da? Și dar care în mod evident au o reflecție în lumea reală. Da? Deci nu poți pune mâna pe ele, teoretic ai spune nu există, că nu poți să le atingi, dar în mod evident avea o reflecție. Și avem acolo poziția filozofică a lui Brinkman, a operaționalizării. Da, printre altele. Nu? Care a luat și premiul Nobel, cred că pentru fizică. Da. Cu ideea de... Deci vezi cât de puternic e melanjul, de fapt, între psihologie la nivelul acesta al metodologiei și alte științe, în mod special științele exacte. Da. Exact. Pentru că, până la urmă, filosofia științei, da, epistemologia, e una singură, nu e una în psihologie și alta în fizică. Da. Deci felul în care înțelegem ce studiem, de ce studiem, cum desparți aceste plafoane de realitate tangibilă, intangibilă. Și spre uimirea mea, mulți oameni veneau la curs și le spuneam, vezi că asta e fundația. Dacă nu înțelegi chestia asta, e foarte grav după aia că nu înțelegi ce faci de fapt și că nu e rău ceea ce faci.
Da. Anyway, avem astăzi constructe pe care foarte puțin le înțeleg ca atare, știi? Adică de obicei și nici nu mă chinui, de foarte multe ori arunc prosopul și zic, știi ceva, să nu intrăm în discuții prea complicate, știi ceva, constructele sunt variabile. Și sigur că nu e adevărat, dar for all practical purposes, aș zice, da, pentru toate scopurile practice, un construct e o variabilă. Ce măsori până la urmă în cercetarea ta? Am trei variabile, am inteligență și, nu știu, speranță de viață și creativitate, whatever. Conștiinciozitate. Venit, da, sau mai știu eu ce altceva. Dar și astea sunt variabile pe care le măsori și ele au o realitate cumva și astea sunt, sigur, în momentul în care le-ai măsurat, ele devin variabile, știi, în cercetarea ta. Și e cel mai simplu mod în care explic ce e un construct, până la urmă, și operațional în felul. Oamenii care vor acest palpabil, cum zicea Tudor Aghezi, vreau să te pipăi, să urlu, este, da? Cum poți să pipăi radiusul sau alt os din corp, poate să facă pace cu acest pragmatism și instrumentalism specific psihologiei. Ideea de nu e rău să utilizăm entități teoretice care din punct de vedere ontologic, nu e ramura filozofiei care se ocupă cu ceea ce există, nu sunt neapărat reale. Ce înseamnă nu sunt neapărat reale? Cum zădeam exemplu de inteligență fluidă. Inteligența fluidă, din punctul meu de vedere, e reală. Adică e un construct. Pentru că trebuie să-i dai o definiție și definiția asta inevitabil este intangibilă. Dar nu o corelație 1 cu ceva. Cu siguranță, cu siguranță. Dar asta se întâmplă și în fizică la momentul ăsta. Toate științele exacte la momentul ăsta sunt probabilistice. Deci asta nu mă deranjează deloc. Din punctul meu de vedere există cu siguranță. William Stevenson a avut o contribuție masivă la... Cel puțin pentru mine, da, pe mine m-a influențat masiv. William Stevenson este creatorul metodologiei Q, metodologie atipică, dacă vrei. Eu am utilizat-o extrem de mult în ultimii 25 de ani, de la doctorat încoace am tot utilizat-o. William Stevenson, care, by the way, fusese student al lui Spearman. Așa. Și el de principiu vorbește de... a fondat, by the way, revista fondată de el se numește Operant Subjectivity. Și el vorbește de subiectivitate ca fiind un comportament care nu e extern, ci e intern. Dar e un comportament și fiind observabil, evident că poți să-l măsori și poți să... Ok, operant subjectivity și asociația care se, nu știu, păstorește domeniul respectiv se numește International Society for the Scientific Study of Subjectivity. Da? Deci studiul științific al subiectivității, I4S, ISSSS. Bun. Și basically ce zice Stevenson este că în momentul în care acel lucru care se întâmplă undeva în interior este observabil în exterior, sigur că nu poți pune mâna pe el, dar el e concret prin faptul că e observabil. Și asta e concreteția care stă la baza, de fapt, măsurării tuturor acestor concepte intangibile. Da? E legătura dintre constructul ăla teoretic și, da, sau, mă rog, nu e deloc teoretic, da? Dar care e intangibil, mă cer, și comportamente observabile care îl fac, de fapt, măsurabil. Item, dacă vrei, sau alte tipuri de indicatori. Cred că sunt niște oameni mai înclinați pe filozofie care te-a întrebat în punctul ăsta dacă ești logic behaviorist. Da, din multe puncte de vedere, da, nu, e un behaviorism mediațional s-ar numi ceea ce practic eu mai degrabă. Dacă neobehaviorism mediațional e că nu e behaviorismul lui Skinner, ăla deșanțat, care a fost evident pus pe butuci, dar behaviorismul e nu e deloc defunct. I-au cântat prea repede prohodul. Da? Ca orientare filosofică, el a suferit foarte mult și prin debate-ul foarte intens pe care l-a avut cu alți gânditori foarte influenți la momentul ăla, printre altele cu Noam Chomsky, da, care l-a dărâmat basically pe Skinner, l-a pus în genunchi din punct de vedere filosofic. Sau așa citim în manuale, apropo de sigur, manuale. Sigur, sigur. 30 de ani mai târziu, Chomsky în genunchi și toată teoria lui în lingvistică e desuetă. Da? Știm că lucrurile nu sunt așa acum. Sigur, stadiul cunoașterii la momentul ăla îi dădea mai degrabă lui dreptate. Da? Skinner, uite, a renăscut și a fost recuperat, lo and behold, de cognitivă. Da? Da. De ce? Pentru că, de fapt, baza asta comportamentală este imposibil de ignorat. Da? Și, sigur, acea întreagă filieră filosofică e recuperată sub numele de neobehaviorism și un flavor special de neobehaviorism mediațional, care înțelege că behaviorul ăsta nu este doar partea unui arc reflex, ci este mediat cumva de context și de persoană.
nothing new, dacă vrei, da, adică găsești aceleași idei la Aristotel, dacă vrei. Și am putea să spunem ca o metaforă, că mie îmi plac metaforele, chiar dacă n-am nicio tangență cu literatura, poezia modernă, etc. Am putea să spunem că constructele sunt ca singularitatea unei găuri negre, ceva care e ascuns sub un orizont al evenimentului și în care măsori, de fapt, efectele gravitaționale sau fotonica ies din ea? Nu, cred că e mai mult decât atâta, pentru că, de principiu, ce e dincolo de Event Horizon, e dincolo de Event Horizon, e mort. Da? Că știm că nu-i distrusă informația respectivă, dar e moartă pentru noi, nu mai putem măsura. Constructul emană în mod constant comportament. Da? Adică nu e... Gravitație fotonică, știm din radiație Hawking, de-aia ți-am comparat-o cu singularitatea unei găuri negre. Constructul e operant. Asta spunea, by the way, de operancy, conceptul de operant. Spunea Stevenson, spunea și Skinner, by the way. E operant și tu îl observi, de fapt, prin faptul că e operant. El e funcțional, funcționează. Nu stă pe loc. Și tu îl observi, că nu știu, constructul de extraversie bună oară, știi? Că poți să pui mâna pe el, poți să-l pui pe el și să urli că e, nu e. Da, și nu poți asta. Dar el e acolo și în mod constant emană. Ce emană? Emană preferințe, emană comportamente, da? Emană valori, că și ele stau la baza... Dar noi ca logic behavioriști, cum suntem, Dragoș, ne focalizăm pe ceea ce putem măsura. Comportamentul. Obviously, da. Sunt filozofi care consideră că aceste constructe, mai ales în ceea ce privește cele 5 mari dimensiuni, apropo, era o întrebare a doamnei Mădălina Sava pe grup legat de 5 constructe robuste și am glumit eu, Big Five, că a fost derivat de jos în sus, statistic, nu? Da, a fost bine, e multă discuție și acolo, e multă discuție da, și acolo. Sau hexaco, sau nu contează ce o să descoperim. Dar e această idee că unii filozofi consideră că sunt dispoziții, cum ar fi dispoziția canei mele, dacă îi dau drumul în momentul de față, să facă poc. Da. Da? Și unii filozofi zic, da, dar stai puțin, că din punct de vedere ontologic, de fapt ceea ce spui tu supraadministrează, supervenience, din punct de vedere metafizic, a unor caracteristici moleculare a lucrurilor din care ai făcut cana. Sunt de asemenea psihologi, da, care cred în materialism eliminativ, în ideea că la final toate aceste constructe cu care noi ca psihometricieni ne ocupăm, încercăm să le rafinăm, încercăm să le facem cât mai bune în explicații și predicții, vor fi la un moment dat obsolete, adică depășite tehnic, superflue. Da, depinde unde te plasezi cu tipul de cercetare pe care o faci, tipul de practică pe care o faci, fiindcă eu n-am făcut niciodată cercetare fundamentală. Asta e o întrebare pentru cei care fac cercetare fundamentală, adică de unde mă vine extraversia aia, da? Și sigur că ea are o bază biologică și are și poți să te apuci să cauți poți să te apuci să cauți știm acele... că e pătrat pentru extraversie cam 0,5 după eritabilitatea. Eritabilitatea, da, e mare în toate aceste trăsături. Pentru nevrotism e cea mai mare și apoi pentru extraversie. Dar tot Big Five-ul e eritabil, puternic eritabil. Da? Deci, da, evident că are o bază genetică, biologică, are și o bază însă în același timp în copilăria, timpurie și adolescență. Și ai studii celebre și nu sunt neapărat noi, adică ele au fost pornite în anii 70-80, nu? Minnesota Study of Twins, Rear Depart, e absolut genial. Și Boudreau și toți cei care au mers pe acea arie, care e o arie de cercetare fundamentală, obviously, au făcut un lucru genial, adică basically ce au făcut, au luat gemeni, cea mai mare parte dintre ei monozigoți, care dintr-o întâmplare, dintr-un motiv sau altul, au fost crescuți în familii diferite, în locuri diferite. Experimente naturale. Exact, da. Evident că e tipul de... variabile. Exact, fiindcă nu poți să faci acest tip de experiment, da? Să-i smulgi pe copiii aia din familie și să... Da. Sigur că poți, nu vrei. Așa poți să... Poți să faci multe răutăți. Și Zimbardo a putut acum 50 de ani, 60 de ani să facă Stanford Prison Experiment. Nu vrei, pentru că ai bun simț și umanitate. Și Milgram cu... Mă rog, electricitatea, da. Care nu era reală, știu, dar oricum era un șoc pentru cei care credeau că e real. Dar în psihologia socială s-au întâmplat multe bâzdăgănii de genul ăsta. Dar sigur, nu ne băgăm, nu facem astfel de lucruri și cred că nici atunci nu se puteau face astfel de lucruri și acum cu atât mai puțin. Dar se întâmplă uneori necazuri, se întâmplă lucruri groaznice, mor părinții printr-un accident, copiii
sunt crescuți de familii diferite, la mii de kilometri distanță câteodată, mergi 20 sau 30 de ani mai târziu și măsori trăsăturile pe care vrei să le măsori la acei copii și tu știi că ei sunt gemeni monozigoți, deci evident că trebuie să aibă asemănări în anumite puncte de vedere, dar o să observi că ei sunt asemănători într-o oarecare proporție unii cu alții, dar în același timp ei sunt asemănători și cu familiile de adopție. Deci cumva, da, eterna dezbatere, da, eternul debate dintre nature și nurture și cât de mult e de acolo și cât de mult e de dincolo și obviously nu e doar sigur, aici de discutat, obviously nu e doar o bază genetică. Nu știm în ce măsură nu se reflectă de fapt în biologic, nu se încodează de fapt fizic, da, neurologic, biologic până la urmă, dispoziția respectivă, extraversia respectivă pe care o dobândești prin experiențele pe care le ai în copilăria timpurie, în familia de adopție. Nu mai sunt atât de deștept cum i-am pe vreme. Nu e teoria lui Gay cu BAS, Behavior Activation System. Așa e, da, eu nu știm asta, da, deci n-am reușit să demonstrăm, da, exact, cum se întâmplă, da, se pare că așa e, sunt date care îi dau dreptate, dar până nu, în momentul în care vorbești de încodare fizică, trebuie să demonstrezi mecanismul respectiv, să poți măsura fizic realitatea pentru respectivă. Ascultătorii noștri, am putea să spunem că aceste... Și n-am ajuns acolo, dar asta e o întrebare pentru cei care fac cercetare fundamentală. Uh-huh. Eu sunt la alt nivel cu cercetarea mea, dacă nu e nici micro la nivelul ăsta, nu e nici macro la nivelul ăsta, e undeva intermediar și asta face măsurarea de obicei, e foarte instrumental. Adică... Am putea să spunem pentru ascultătorii noștri că aceste constructe sunt niște ficțiuni utile, unde exact, punctul acolo mă central duceam. E pe utilitate. Da. Bun, exact, mi-ai luat cuvântul. Acolo mă duceam, da? Adică există foarte multă instrumentalitate aici. Ai nevoie să măsori inteligența. De ce? Fiindcă e actually predictivă pentru lucruri din lumea reală. Da? Bun. Și noi acum am discutat niște deci constructe. Deci e util să crezi în această ficțiune, dacă vrei, da? Și să zici, pentru scopuri practice, hai să spunem că ea există. Și hai să măsurăm și să ne facem treaba cu ea, fiindcă avem dovezi covârșitoare că funcționează. Da? Okay, și mai departe, nu e treaba mea, e treaba celor care fac cercetare fundamentală. Ce zici de definiția mea? Inteligența fluidă e factorul G. Cu cât ai un test cu încărcătură mai mare G, ai inteligența fluidă. E cea mai instrumentală poziție la care am putut să ajung. Da, deși în factorul G știm că ai multă saturație și din inteligența cristalizată. Da. Bun, mulți oameni au o problemă cu această idee. Găsești adesea pe grupuri, pe diferite locuri, inclusiv în spațiu academic. Găsești foarte mulți intelectuali care sunt fani al lui Gardner. Asta e o tâmpenie. Teoria lui Gardner e o tâmpenie. A fost pusă pe butuci de nenumărate ori. Există meta-analize care o pun pe butuci. E o tâmpenie. De ce crezi tu că oamenii... Adică e pop science. Se aruncă ideea asta de inteligență multiple. Ideea inteligențelor multiple. Mi-e greu să spun ce în mintea oamenilor. S-au făcut niște studii interesante pe zona asta. Unul din motive e faptul că inteligența e de fapt aspirațională, da? Adică să fii inteligent e bine, da? Știm că toți vor să fie, da? Și știm că lumea acelor inteligenți sunt atât de multe predicții. Depinde, Dragoș, uite, sunt studii, spre exemplu, care corelează coeficientele foarte ridicate cu probleme somatice. Ok. Când zici foarte ridicat, ești în altă zonă. Adică nici nu știi să măsurăm în zona aia. Da, too much of a good thing effect, da? Și uite, spre exemplu, Johann von Neumann bea o sticlă de whisky pe zi. Da. Poate ca un anestezic, nu? Ca să-și reducă activitatea neuronală. Dacă ajungem să zicem bancuri, am niște teorii aici. Cu von Neumann? Cu mai degrabă cu felul în care interacționează alcoolul și inteligența. Până să ajungem acolo, în toate variabile psihologice ai too much of a good thing effect. Adică curba este, relația este de obicei curbiliniară. Adică la un moment dat, prea multă extraversie te duce la ceva. Prea multă conștiinciozitate te duce la ceva. Am și eu studii publicate pe zona asta. Conștiinciozitatea de principiu e un moderator, e un buffer în efectul stresului asupra somatizării și asupra strainului în general, da? Deci e bine să fii conștiincios. De ce? Pot să explic mecanismul. Până la un moment dat, conștiinciozitatea imens de mare te duce în altă parte. Știi că am făcut o prezentare la cine de fapt conștiinciozitate. Nu știam, nu. Da, și punctam și eu studiile lui Widiger și Costa pe conștiinciozitate ridicată, interalia, care corelează cu OCPD, tulburarea obsesiv-compulsivă de personalitate. Exact. Și ai alte tipuri de probleme acolo. Ai nevoie de some balance. Dar eu vorbesc aici de principiu inteligența mai mare e mai bine. Sunt extrem de puține studii serioase
basically none, aș spune, poate două, trei excepții, de studii extrem de serioase făcute în zona aia de extrem de rarefiată, foarte rarefiată, de inteligență ultra înaltă. Și aș zice aici trei abateri standard peste medie, deci de la 145 în sus. Nu știu dacă putem să cuantificăm peste. Și uite, e greu de măsurat, ai teste specializate pentru asta. Hai să ne oprim puțin aici, Dragoș, ca să distrugem un mit. Că mi se pare dezirabil să fim niște meatbusters, cum îți place și ție. Găsesc adesea pe internet examinări de genul Terman cu Wittgenstein avea 220. De unde trebuie să știi că avea Wittgenstein 220? Da, astea sunt abureli. Abureli, nu-i așa? Da, sunt abureli. Poți să încerci să reconstruiești. Poți nu, să dar matematic vorbind, dacă presupunem interpretarea modernă. Și 220 nimeni... nu există așa ceva. Statistic vorbind. Nu există. Nici nu există suficient oameni pe pământ. Ei se referă... da, da. Ar fi unul din, nu știu, unul din 200 de miliarde, probabil, ceva de genul ăsta ar fi acolo. Da, dacă calculezi de la Homo sapiens arhaicus până astăzi, eu nu cred că acele aproximări care sunt, și le văd adesea pe foarte multe site-uri a unor oameni care nu sunt psihologi, cu Einstein avea 160. Einstein a scris teoria relativității restrânse într-un punct, 1905, când bine de-abia își populariza testul. Nici n-am dat un test de inteligență. Vreau. Einstein era special nu doar la începutul secolului, ci și după cel de-al doilea război mondial, când ai zice că teoria lui începuse să fie mainstream deja. Începuse să fie înțeleasă de mai mulți, dar sigur că da. Dar ce se zice despre el, și sunt oameni foarte reputați care spun asta, este că când el era încă în viață, mai erau poate 2 sau 3 oameni care înțelegeau de fapt ce vrea să zică. Păi, de astăzi sunt 1000 de oameni, 10.000 de oameni care înțeleg. Arguably. Și dacă înțelegi de fapt ce vrea să zic acolo. Și logica în spatele acestor site-uri pe care le găsești pe net este că oamenii aruncă numere. Da, înapoi la ce spui tu, aici sunt complet de acord, arunci nume și arunci IQ-uri ca și cum ar fi fost măsurate vreodată. Nu, sunt conjecturi, da, parcă ni se pare, nu, a fost un om deștept. Da, a fost un om deștept. Nu știm exact cât de deștept. Da, de genul Leonardo da Vinci, 250. De unde știi asta? Existau teste. Plus că matematic și asta aș vrea să fie ceva, Dragoș, pe care poți să o spui. Și n-aș vrea să fie ăsta un argumentum ad verecundiam, adică ca să traduc un apel la autoritate, că ești o autoritate în psihometrie, dar să explici oamenilor de ce, din punct de vedere matematic, nici nu poți să ajungi la 250. Pentru că el au o deviație standard mai mare decât toată populația Homo sapiens care exista vreodată pe planetă. Tu poți să ai un outlier de genul ăsta, dar... Ca să afirm așa ceva, aș vrea să am măsurare serioasă, adică nu exact. Poți să afirmi. Și pe vremea lui Leonardo da Vinci, outlier. Da, deci poți să ai oameni și am avut oameni care au spart orice test pe care, adică am lucrat la tavan. Așa, da. În mod cert, nu știu ce măsură se înțelege și probabil că o parte din cei care se uită la noi înțeleg asta. Tu nu poți să ai măsurarea, testele pe care le gândești pentru a face măsurare sunt foarte dependente de zona în care vrei să faci măsurare. E foarte greu să dezvolți un test de inteligență care să fie fin pe tot range-ul de, nu știu, 6 abateri standard. Da? Și ăsta e range-ul standard, by the way. Adică de la minus 3 abateri la plus 3 abateri și în IQ ar însemna 55-145. Dacă tu poți să determini, ca o întrebare pui filozofică, 6 abateri standard, nu înseamnă că tu ai 7? Dacă ai conceput un astfel de test? Da. Gândește-te logic. De ce zic asta? Un item e întotdeauna o proprietate a itemilor care se numește local independence, da? Deci e cumva dependență locală, exact. Da. Itemul măsoară doar la locul în care el are nivelul de dificultate. Ca să dau un exemplu, e un item de dificultate medie, nu știu, un item de inteligență care spune whatever, o matrice progresivă, să zic, din Raven. Din Raven, da. Știm că are o dificultate oarecare, nu știu, să zicem punct 50, asta înseamnă o dificultate medie, pică fix la media, da, e cel mai normal, cel mai mediu ca dificultate item la care te-ai putea gândi. Ce poți să spui despre oamenii care fac itemul ăsta? Nimic altceva decât că sunt peste mediană. Medie. Da. Sau pică peste, da, nu? Da, sigur, într-o dispoziție perfect normală, media și mediana sunt același sunt lucru. Același lucru, da, nu? Că e simetrică. Exact. Dar tot ce pot să spui e că ei sunt mai inteligenți decât media, dar nu știi cât de mult mai inteligenți. S-ar putea să fie la punct 51, să fie sau, un pic de tot. Să poți să le spui sau să fie la 145. Ascultătorilor noștri și atunci, faptul că aceste site-uri care le văd pe internet cu aproximări, nu știu, Goethe, Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, sunt pur și simplu, din punct de vedere științific, niște lucruri grosolane? Da, aș vrea să înțeleagă și de ce.
Din cauza că acest item nu poate măsura, de fapt, nu poate să-ți spună cât de inteligent ești, doar că ești peste itemul respectiv, ca tu să faci o măsurare mai fină, e nevoie să ai și alți item în zona aia de punct 75, de exemplu, da? Și dacă tu îl faci pe ăsta de punct 50, dar nu-l faci pe ăla de punct 75, e clar că te plasezi aici undeva între. Dar ce înseamnă asta este că în testul tău tu trebuie să ai itemi mulți la toate nivelurile de dificultate, da? De la cei mai simpli la cei mai complicați, și așa sunt testele standard de regulă, da? Adică intri în test, sunt item derizorii, da? Și atât de simplu mă plictisez, de ce îmi pierd timpul cu prostia asta, da? Și la un moment dat devin challenging, devin provocator, te chinui, îi faci, după care devin atât de complicat încât te chinui și nu-i mai faci. Și zici, de ce dacă îmi pierd timpul cu ăștia, că n-am nicio șansă să-i fac, da? Ok, bun. Dar asta ne spune că de principiu tu nu poți să măsori ca lumea decât unde ai item, da? Deci încarci testul cu item de dificultăți diverse. Întrebarea pe care ți-o pui când creezi un test de genul ăsta este, bine, bine, dar care e nivelul de dificultate la care tu vrei să ai finețe suficient de mare? Eroare mică, da? De exemplu, dacă dezvolți un test pentru copii supradotați, altfel vei îngrămădi itemi. Nu o să ai item simpli, o să ai mulți item dificili. APM-ul, nu o să folosești SPM-ul. Da, dar nici APM-ul nu-ți face față la nu știu, dacă vrei să ai admitere în Mensa, da? Adică nu poți să-ți măsoare suficient de bine pentru admiterea în Mensa. Ai ceva așa dintre noi. I-am examinat o groază de olimpici internaționali, da. Și spre surprinderea ta, unde scotau bine, nu un eșant un enorm, 600. Nu era pe inteligență. Da. Nu era pe inteligența fluidă. Un singur om a fost la 35 din 36 pe APM. Și da. Pe conștiinciozitate. E o întreagă discuția că vrei intrăm acolo. Dar înapoi la inteligență, eu zic așa, dacă tu vrei să măsori la nivelul ăla foarte, foarte exact. Rare, îți trebuie un test creat special pentru asta. Exact. Da? Testul de admitere în Mensa, lumea știe ce e Mensa, da? E o societate de oameni supradotați, de principiu dacă ești în centila 99, da? Deci în top 1% din populație, poți să fii admis în Mensa. Dar nu orice test poate fi utilizat pentru asta. Da? De principiu au propriul lor test și mai acceptă câteva alte teste cu câr și cu mâr. Dar nu acceptă niciun test standard dintre cele care sunt utilizate în mod normal, ci au propriul test și doar pe îl acceptă Triple Nine Society. Triple Nine Society, care e mai restrictivă decât Mensa. Dacă mergem mai sus, ajungem la oameni care nu pot să spun ceva despre... Da, da. Îi zice Triple Nine, fiindcă e 99.9%, da? Deci 1 la 1000 din populație. Dar nu știm, Dragoș. Deci ai un test specializat cu iteme atât de dificil încât se poate măsura acolo. Și long story short este că nu poți să măsori la nivelul ăla foarte rare, fiindcă n-ai teste și ai extrem de puțin oameni de fapt cu care să-ți faci studiile. Și de unde știi că n-a fost noroc? Sigur. Unul din 8 oameni, apropo de matrici, da. Unul din 8 oameni s-ar putea să aibă acolo să facă un item din noroc. Da, de ai mai mulți. Da, de ai mai mulți, exact. De-aia ai mai mulți. Și atunci când ai o RFIR, nu poți să faci mai mulți. Și modele psihometrice, sigur, testele, matricele progresive și testele Raven sunt bazate pe teoria clasică a testării, care nu ține cont de noroc, exact, de șansă. Exact. Dar ai modele psihometrice care țin cont de noroc. Da? Modelele care vin din zona asta de item response theory quantifică norocul până la urmă, da? Șansa. Și apropo de asta, guessing, că am zis că inteligența am sugerat indirect că ar putea să fie geul. N-ai spus-o, de fapt. Care zice tu că sunt cel mai robuste constructe? Da? Cum zicea Ulrich Schumacher, nu știu dacă îl urmărești pe site-ul lui, cu hei, trebuie să judecăm psihologia ca o știință empirică în funcție de ce ne-a dat. Fizica ne-a zis constanta e 9,8 metri pe secundă la pătrat. Da. Ce ne spune psihometria și psihologia de robustețe a constructelor? Nu poți, e a fundamental flaw în cerința asta, pentru că fizica se bazează pe niște convenții care le permit să facă măsurare în punct absolut. Cu alte cuvinte, știi că este 9,81 pentru că știi ce înseamnă 1, fiindcă ai o convenție care îți spune ce e un metru, ce e o secundă. Și atunci știi ce înseamnă metri pe secundă la pătrat și știi și ce e un angstrom, știi ce e, adică ai, și astea sunt convenții, adică oamenii s-au adunat în convenții de standardizare, da, în conferințe de standardizare și au convenit că uite ăla e un metru și de acum încolo așa ne vom referi la el. La Ceres, da. Celebra bucată, nu? Da, de iridiu, exact, cu platină. Exact. Și sigur mai nou ai o referință la lungimi de undă ale luminii. Criptonului, da, 86. Okay, exact. Bun. Dincolo, dar oricum ai o convenție și există conceptul de unitate de măsură. Da? În psihologie nu ai asta. Măsurarea e, volens-nolens, e relativă din acest moment. Cu alte cuvinte, extraversia, noi o măsurăm, în ce măsori? În extri?
N-ai, da, adică nu ai unitatea de măsură. Și atunci ești obligat cumva să măsori tot timpul relativ la populație, relativ la un grup de referință. Da. Și ăsta e motivul pentru care niciodată nu o să poți să te compari cu fizica. Cu fizica, da, și cu știința exactă. Dar care zice tu că sunt... Dincolo de asta, însă... Dincolo de asta, înapoi la întrebarea ta, constructe robuste în psihologie. Inteligență cu siguranță. Avem 120 de ani de studii în inteligență. Știm extrem de mult despre antecedente, despre manifestări. Știm extrem de mult despre baza biologică. Știm extrem de mult despre consecințe. Știm foarte multe despre consecințe. Da. Deci da, e un construct grozav și foarte bine fundamentat, foarte bine studiat. Geul Spearman. Da, dacă vrei să zici așa. Mulți ar spune că e limitativ și că inteligența înseamnă mai mult de atâta. Dar hai să nu intrăm în discuția asta. Și, da. Dar cred că e o aproximare decentă și eu spun de multe ori IQ sau G sau inteligență, freaking the same thing. Da? Și știind că nu e chiar the same thing, dar zic din nou, for all practical purposes, it's the same thing. Da? Ok. Trăsătură de personalitate din nou. Adică fix ceea ce psihologia diferențială studia în mod habitual. Da? Inteligență, personalitate. Ce se învață în facultate? Ai curs de psihodiagnoza inteligenței, psihodiagnoza personalității. Nu toate trăsăturile de personalitate, dar multe dintre trăsăturile de personalitate sunt constructe foarte, foarte bine fundamentate. Big Five-ul printre ele, deși aș argumenta că unele din Big Five-uri sunt mai bine fundamentate, căci au fost studiate și înainte de costa. Exact, fiindcă l-ai și la Eisen și l-ai și la Kettle și l-ai în toate, absolut toate teoriile. De ce? Fiindcă sunt și cele care ies primele din orice analiză factorială. Sunt cele mai pregnante, sunt cele cu baza genetică. Nu și E, că de-aia NEOAC. Asta e ordinea în care ies. Noi le predăm deseori cu acronimul OCEAN, că sunt mai ușor de, e mai ușor eu, de reținut. Eu am spus reținut. Asta la cursurile mele, dar mă bucur că... Ăsta e motivul, adică de ce Eisen nu le-a văzut pe celelalte? A scos NU și a scos EU. Și ulterior am mai inventat P-ul. Psihoticism. Da, ok. Care nu corelează cu deschiderea întotdeauna. Nu, e altceva. Pentru e altceva și e ortogonal care... și e și din cauza că el era clinician și își făcea studiile în psihologie clinică. Și că e bine să punctăm oamenilor care se uită la noi că OU, deschiderea către experiențe, e deosebit față de celelalte trăsături. Pentru că e singura dimensiune de personalitate care corelează cu aptitudini. Mai corelează și altele cu aptitudini. Corelează probabil cel mai puternic cu anumite aptitudini și cu anumite componente foarte eluzive de altfel, știi, în psihologia diferențială. Creativitate printre ele. Corelează puternic cu inteligența, by the way. Sunt sisteme Big Five. 0-2, 0-3. Și există în discuțiile foarte, știi, nitpicking, așa, știi, cum zicea un profesor de-al meu, tetrapiloctomie, zicea el, într-o despicarea firului de păr în patru, tetrapiloctomos, da, ok. Big Five și Five Factor Model nu e același lucru, da, în aceste discuții mai savante, cumva, și există modele Big Five, Five Factor Model, FFM-ul e al lui Costa și Mecrea, ăla e clar. Și, dar Big Five înseamnă puțin altceva, asta e să vezi, și există modele alternative Big Five. Da, și... înseamnă structura dar factorială există... plus presupunerea că în spatele lor există baze genetice, evoluționiste. Da. Există modele Big Five care numesc ou, e factorul intelectance. Da, știi? Deci da, ou da, e special. Nici nu mai știu că poate știi tu ca psihometrician, că na, eu mă ocup mai parte de partea diferențială, dar poate știi tu mai bine Crystal și Tubbs, care au descoperit prima oară în 61. Da. Nici nu mai știu cum i-au spus oului. Sau, eu cred că și că ei sunt unii dintre cei care au împins ideea asta de intelectans, fiindcă ei au venit din studii de creativitate intelectans. Aia era ruta dinspre care veneau ei. E foarte interesant. Creativitate și mai ales ceea ce Gaff numea în CPI temperament creativ. Deci exact, nu creativitatea ca rezultat al sarcinilor, ci tipul ăla de temperament care te duce la deschidere și la încerca lucruri noi. Curiozitatea intelectuală. Da, curiozitatea intelectuală printre altele. Da. Deci evident că are o corelație cu intelectul și foarte mult timp s-a presupus cumva că trebuie să ai ceva special, să fii foarte inteligent sau să ai un spark anume pentru a fi și creativ. Da. Am putea să spunem oamenilor că din punct de vedere a celor mai bune studii pe care le avem în momentul de față, meta-analize, oamenii adoră termenul de meta-analiză, recenzie sistematică, vârful piramidei dovezilor. Da, în construcția e foarte rar meta-analiză. Exact, exact. Am spune că relații, e inteligența fluidă, factorii mari de personalitate, să zicem Hexaco, și adică Big Five plus humility, cum l-au numit anumiți cercetători. Honesty, humility. Da, și honesty, humility, onestitate, smerenie. Smerenie, exact. Dar n-avem un factor echivalent C pentru creativitate?
Măi, nu avem, nu iese, asta a fost o dezamăgire cumva. Ideea asta de temperament creativ, poți să măsori, hai să o frazez așa, există un construct și poți să construiești o scală care are consistență internă și unidimensionalitate. Deci e clar că e ceva acolo, da? Și e predictivă pentru anumite lucruri. Great. Și ai teste care măsoară, nu știu, Comrei are, Guilford are, Gezeu, Wallach, Hogan. Hogan nu știu dacă are. Da, are și el ceva acolo. CPI-ul are în scalele secundare câteu, Creative Temperament. Deci e ceva acolo, în mod cert. Dar iese... știi, când faci analiza factorială și extragi din varianța aia mare de personalitate lucruri, îți iese N-ul și E-ul și O-ul și A-ul și C-ul relativ ușor și după aia mai ies câteva lucruri extrem de mici și pe al 20-lea loc iese și factorul ăsta, da? Deci el există undeva acolo, dar nu e relevant, nu e atât de puternic, da? Și când te uiți apoi după ce l-ai extras, când te uiți cu ce corelează, deci ar fi una, are varianță confundată cu ce anume, cu O-ul în mod special, ușurel, puțin de tot cu C-ul negativ, da? Deci oameni care nu planifică foarte mult, care nu sunt foarte conștiincioși, au ceva acolo, și cu E-ul în mod ciudat, mai are niște mici... cel puțin după față de lucrul ăsta și McCray, să vedem cum ai corelat cu activism, energia, emoții pozitive. Da. Are sens. Nu? Deci dacă am sintetizat ideea generală a primei noastre părți a conversației, că o să mai continuăm după aia o jumătate de oră, probabil, ca să adresăm celelalte întrebări, ar fi așa. Ok, psihometria reprezintă aria psihologiei care se ocupă cu măsurarea constructelor. Constructe sunt ficțiuni utile, care însă, în baza a ceea ce știm din genetică, neurofiziologie, neuroștiință în mare măsură, au o componentă biologică, că altfel n-ar avea iritabilitatea mai mare de un anumit punct. Da, dar nu știm exact unde e încodată. Nu știm exact unde e încodată, s-ar putea să nu fie nici măcar bună o paradigmă internalistă, să zicem că totul e în creier și să fie mai degrabă o combinație între creier plus mediu, în ceea ce privește output-ul. În cele din urmă totul e în creier, eu sunt convins de asta, da. E un crez, dacă vrei. În cele din urmă totul e în creier. Adică nu cred în mentalismul ăla da, există o realitate superioară, psihism, suflet, mai știu eu ce altceva. Poți să nu crezi, deci, în asta. Deci din punctul ăsta de vedere, dar sunt un materialist. Poți să nu crezi în asta, dar poți să fii fanul computaționismului extins, în sensul că eu plus foaia asta sunt mai deștept decât eu singur. Da, corect. Da, evident. Și atunci tot externalism. Evident. La asta ne referam. În sensul ăsta, da, în sensul ăsta. La asta ne referam. Cele mai robuste constructe, ai spus tu, sunt cele din psihologia personalității, inteligență, dar nu avem un echivalent de factor G în planul creativității, din păcate. Nu. Și ai câteva zone care sunt atât de tipic umane, atât de exclusiv umane, aș zice, și care sunt substudiate. Sunt articole foarte faine care s-au scris la schimbul dintre milenii, da? În 2000-2001, atunci s-au scris mai multe articole superbe, Zimbardo a scris unul, mai mulți au scris atunci, da, 100 de ani de psihologie. Basically 100 de ani, poți să zici, give or take, pe acolo, da? Și e grozav că, da, la schimbul dintre anul 2000 și 2001, e momentul de a te uita în urmă, știi, zici, un secol întreg de psihologie, pe acolo, un secol și 5 ani, sau depinde când zici că s-a dat startul, da? În jur de un secol. Și ce ne-a dat psihologia? Da? Zic și eu ca în The Life of Brian, da? Nu știu dacă îl știi, Monty Python. Da? What did the Romans ever give to us? Da? Ce ne-au dat romanii nouă? Da? Ce ne-a dat, mă, psihologia după 100 de ani? Și... face așa o listă foarte frumoasă de lucruri pe care ni le-a dat. Ne-a dat foarte mult și de lucruri pe care nu le-am dat, de nereușite, lucruri pe care nu le-am obținut. Și două sunt țipă, urlă la noi, două zone. Una e un tabu societal, în mod special în societatea vestică, și este unul din motivele pentru care e substudiată, deși e atât de exclusiv umană și tipic umană, sexualitatea. Și a existat o stigmă asupra tuturor celor care au studiat în mod serios această zonă. Ok, o parte dintre ei având propriile lor accente bizare, Kinsey și alții. Dar da, e evident o arie substudiată acolo, da. O a doua arie substudiată este umorul. Societățile internaționale care se concentrează pe zona asta au extrem de puțin psihologi printre ele, da? Au lingviști, au fel de alte specializări, dar foarte puțin psihologi și ai foarte puține studii serioase în psihologia umorului. Și în al treilea rând, creativitatea, da. Deci astea sunt cele două, trei, dacă vrei, lucruri care țipă la noi cumva ca nereușite. Toate trei sunt tipic umane.
creativitate. E greu să prescrii acest tip de atribut unui animal non-uman, da, e un potențial, exact, și presupune muncă cu sens pentru a vorbi de creativitate în acel context, sexualitate din nou și umor, nu? Deci atât de tipic umane și nu ne ocupăm de ele. Da? Ok, deci pentru toți cei care vor să facă cariere, să facă doctoratul ca noi, sexualitate, creativitate, bine, acolo umor. E domeniul meu de expertiză, da. Și pot să vă spun că după sute de cercetări n-am găsit un factor cel al creativității similar, da, lui Spearman. Și trei, umor. Noroc că vine George Bonea pe site-ul nostru, un expert în ale umorului, speaker-ul de motivațional. Ne auzim în 5 minute la a doua parte în care vom vorbi despre de ce nu studiem constructe vagi, și despre de ce oamenii în continuare putem să ne bazăm în baza datelor, continuă să creadă în mituri, cum vă spuneam, cu hey, Einstein avea 200 sau Stephen Hawking avea 180, când realist vorbind, oamenii ăștia nici nu au dat teste de inteligență. Poate au dat, dar nu știm care sunt rezultatele lor. Și 180 este foarte puțin probabil. 200 nu se poate întâmpla. Dar după pauză, cu siguranță o să vreau să mai adaug și eu ceva la definiția pe care ai dat-o tu psihometriei, fiindcă extinde foarte frumos înspre alte domenii astăzi. Da. Deci când vedeți pe internet Terence Tao 240 sau alte personaje de genul ăsta, William Sidis, ea e un foarte mai popular om dus pe internet, don't think about that, pentru că din punct de vedere statistic, cred că dacă ai luat toată populația de Homo sapiens, de la Homo sapiens arhaicus, 200.000 de ani, nu, în Africa până astăzi, nici nu știu dacă a existat suficient de multe oameni ca să poți să discriminezi la nivelul ăla, da, de realitate statistică. Asta e un argument statistic. Și argumentul statistic întotdeauna poate fi pus în genunchi de un outlier. Un outlier. Da, oamenii care spun lucrurile astea n-au acel argument. Da, așa e. Așa e. Nu? Da. Oamenii care spun lucrurile astea o spun din ideea de hai să aruncăm cu numere. Despre asta e vorba de cele mai multe ori. Să epatăm și să... Da. Ce pot să zic? Bun, vă aștept 5 minute să vorbim despre de ce nu măsurăm constructe vagi și ce înseamnă un construct vag, și de asemenea să discutăm despre de ce e necesar să avem evaluări cât mai bune, de ce ne trebuie aceste metaforice rigle psihometrice și, nu în ultimul rând, de ce consideră stimatul domn Dragoș Iliescu unul dintre cei mai mari psihometrice, dacă nu chiar cel mai mare din România, că se întâmplă ca oamenii să opereze în continuare mituri de genul ăsta. Cu Einstein avea 180 când săracul om nici n-a dat bine, altfel bine, de-abia făcuse teste de pe vremea aia. Da? Și totuși îl găsim pe internet, nu? Cum ziceam. Ne aflăm în studio cu Dragoș Iliescu, directorul, așa e zis, nu? Da, tu vrei să ai șeful școlii. Vreau să zic șeful. Zic, nu sunt șeful nimănui. Exact. Da. Sunt directorul școlii doctorale al Facultății de Psihologie și Științe Educației din București, expert în psihometrie, creator foarte multor studii, expert în aia care se referă, cum spuneam anterior, cu cercetarea constructelor, adică aceste entități pe care le folosim ca să explicăm și să prezicem lucruri. Și am discutat în ora precedentă despre cele mai robuste, adică cele mai bine studiate și fundamentate din punct de vedere empiric, concepte teoretice pe care le avem în momentul de față din din 1849 sau 79. Depinde când te hotărăști să zici ok, acum a început, fiindcă știi că e fluid, la, nu știi exact. Exact. Da, hai să luăm de la 79. Vrei Galton? Deci în aproape 150 de ani astea ar fi, nu? Inteligența, ai zis, și cei 5 mai sau 6 mai factori de personalitate, dar cele mai puțin studiate ramuri sunt cele care țin de sexualitate, umor, creativitate. Yep. Bun, o întrebare. Putem cuantifica constructe precum atașamentul? Eu cred că orice poate fi cuantificat. Adică eu nu am găsit, am avut fel de provocări ciudate în contractele pe care le-am avut în general. Am lucrat pentru OECD, pentru Organizația Mondială a Sănătății, pentru, nu știu, ONU, pentru, și tot timpul cu proiecte astea ciudate, cum măsori. De exemplu, pentru OECD sunt acum într-un task force care creează pentru PISA și PIAC. PIAC e fratele mai mare al PISA. PISA este Program for International Student Assessment și se aude des de el în România. PIAC este Program for International Assessment of Adult Competencies. Deci măsoară exact același lucru, dar nu la copii de 15 ani. Deci nu cumva
prospectiv pentru ce va fi în piața muncii, ci măsoară efectiv la adulți, deci în piața muncii. Bun, și pentru aceste două teste generăm un test pentru adaptive problem solving. Da? Deci e un concept, e o fațetă, dacă vrei, un construct, o competență de 21st century, da? Deci o parte din acel concoct de 21st century skills, da? Ok, adaptive problem solving. Și e atât de important și sunt dovezi foarte robuste pentru faptul că e predictiv pentru performanța în muncă și performanța academică și așa mai departe. Cum naiba crezi un test de așa ceva? E o provocare teribilă. Ce vrea să zic că nu este faptul că rezolvi în mod adaptativ o problemă, ci rezolvi o problemă adaptativă. Și problemele în viața reală sunt adaptative. Problemele pe care tu le rezolvi de obicei în testele de inteligență sau în orice alte feluri de teste de competențe sunt probleme statice. Adică tu primești problema cu toate competențele ei și ea nu se mai modifică. Aia e problema. Nu? Dar în serious games, de exemplu, în jocuri sau în evaluare gamificată sau în viața reală, problemele sunt dinamice. Da? Adică dacă tu zici, uite, am 200 de lei și trebuie să merg la piață, la Mega Image și mai știu eu unde, și la farmacie să cumpăr următoarele lucruri, cum îmi fac ruta și cum îmi fac listuța ca să-mi ajungă banii? Asta e o problemă dinamică, pentru că tu pleci spre farmacie și te sună nevasta că mai trebuie să iei și altceva și trebuie să iei și copilul de la școală și e aglomerație și s-a stricat mașina. Și... Deci tu cumva problema pe care tu vrei să o rezolvi e tot timpul dinamică și trebuie să te adaptezi la ea. Da, okay. Creează un test de genul ăsta. Deci e un challenge teribil. Da? Și am avut astfel de provocări, fel de provocări, constructe ciudate, contexte ciudate de evaluare, populații ciudate la care se face evaluarea. Ciudate în sensul de la care nu funcționau evaluările, mă rog, metodele la care, sau tehnicile la care te-ai fi gândit în mod normal pentru a evalua respectivul construct. Deci am avut fel de provocări. Niciodată vreodată n-am întâlnit tipul ăla de construct sau de situație sau de context sau de populație la care să zic, mă dau bătut, nu am cum să o apuc, n-am de unde să o apuc. Orice poate fi măsurat, da? Mai bine sau mai puțin bine. Și aici nu depinde atât de mult de măsurarea pe care o poți tu pune în fapt, cât mai degrabă de robustețea, de seriozitatea definiției pe care o ai. Fiindcă suntem în continuare, adică e aproape socratic din punctul ăsta de vedere. Dacă ai proprietățile termenilor pe care îi folosești, dacă ai o definiție clară a constructului respectiv, îți voi face măsurare, îți voi genera măsurare serioasă pe constructul respectiv. Cum ai definit tu, Dragoș, un construct vag? Pe de o parte, consider vagi toate constructele pe care tu nu ai consens în definiție. În engleză îi zice definitional wrangling, da? În sensul de s-au luat la trântă și încă nu s-au calmat. They wrangle with each other în sensul ăsta, da? Deci e luptă definițională în continuare. Unii îl definesc cumva, alții îl definesc în alt fel. Și n-o să te miri, tu n-o să te miri, dar poate oamenii o să se mire dacă le zic că în urmă cu 10-15 ani constructe precum de extraversia erau, cel puțin de mine și de mulți alții, considerate fuzzy. N-aveai definiții foarte clare și aveai cercetători care puneau în fază mai degrabă, puneau accent mai degrabă pe de sociabilitate sau mai degrabă puneau accent pe componenta de warmth și de positive emotion. Și te gândești astăzi, da? Cu groasă de cercetări legate de extraversie, spun, hei, extraversia corelează cu succesul reproductiv prin mediatorul numai de parteneri sexuali. Okay. O groază de lucruri importante. Și cu well-being-ul bună oară. Doar prin mediatorul, grup mai mare și propensiune pentru a cere suport social. Deci mult mai bune strategii de coping. Da, deci social support. Ce e strident e faptul că nu era clar. Ok, cine a clarificat? Fundamental research. Deci astea sunt probleme de fundamental research. Cercetarea fundamentală, noi facem applied research. Cercetarea aplicată. Cercetarea fundamentală are marea sarcină, da? De a clarifica aceste lucruri. Și la momentul ăsta știm cum se definește coerent extraversia, că având o componentă de acolo, o componentă de acolo și o componentă de dincolo, sunt clar studiate, fundamentate și în meta-analize, printre altele. Bun, da, deci un concept fază e un concept pe care nu ai definiții foarte clare și asta din cauza că ai oameni reputați și care par să aibă dreptate și unii și alții și da, nu pot să aibă dreptate toți de multe ori și acolo trebuie clarificat. Ai apoi concepte care sunt... debatable, nu doar la nivel de definiție, ci debatable la nivel de, nu știu, implicații, dacă vrei să atunci. Există atașament, da? Ia un exemplu. Attachment theory este disputată și discutabilă fundamental ca teorie, da?
Pentru că, întorcându-ne la ideea pe care tu ai subliniat-o, aceea de utilitate a constructului, el nu poate fi util în absența unei teorii care spune care e mecanismul prin care e util. Da? Deci aș vrea să am o definiție foarte clară și un eșafodaj de legături care explică cum ar putea fi util respectivul lucru. Iartă-mă, Dragoș, n-ai putea fi util prin virtutea validității ecologice? Sau validității predictive? Ecologic mai puțin. Validitatea ecologică ține mai degrabă de felul în care îți gândești designul și... Da, validitatea predictivă e importantă în astfel de lucruri. Da, problema masivă, și ăsta e motivul pentru care s-a renunțat la validitatea predictivă. Dacă te uiți la joint standards, la standardele AERA, APA și NCME, da, la ok, numele oficial este the Standards for Educational and Psychological Testing. Dacă te uiți la standard, joint standards în sensul ăsta li se zice, dacă te uiți la ediții anterioare, în urmă cu două ediții s-a renunțat, domina predictive validity ca fiind singura formă de validitate. Da? Ai avut construct validity, ai avut criterion validity, ai avut predictive după aia și a dominat timp de 10-12 ani și s-a renunțat la ea. De ce? Validitatea predictivă e probabil cea care este cea mai sensibilă la confounding effects, da? La efecte confundate. Adică tu zici A este predictiv pentru B, dar tu nu explici de ce. Nu? Adică un testul de admitere în facultatea de psihologie e predictiv pentru GPA, cât o să termine studenta. Da. Ok, da, bine, dacă ai un test bun și dacă dai SAT-ul sau GRE-ul, SAT-ul la facultate e... Am terminat primul, a fost bun, nu? Nu, da. Long, trebuie da. Să le spui oamenilor România de ce... România sunt de obicei slabe. Trebuie să le spui oamenilor, Dragoș, de ce, deși am intrat primul și am terminat primul, sunt o groază de oameni care nu fac asta. Da, vrei să le zic acum? Da, da, o să le zic și asta. Da. Înapoi la, uite, mi-am pierdut șirul. Despre ce vorbeam? Despre validitatea predictivă. E cea mai sensibilă la astfel de efecte confundate. Aici tu spui, nu, uite, a funcționat de fapt lanțul predictiv. Da, pentru mine, nu. Exact, da. Deci exact. E un caz și e un caz special fiindcă în România știm că avem validitate foarte predictivă în evaluările făcute la în liceu sau bacul, dacă vrei, sau evaluările făcute înainte de admitere sau la admitere și notele de la sfârșit sau succesul în viață sau în carieră la final. De ce? Ok, vari motive. Cred că și criteriul este foarte vag definit în România. Da? Adică ce înseamnă succes? Mă rog. Exemple masive s-au dat, au venit odată cu studiile Lindy Gottfredson în legate de inteligență, de exemplu. Foarte mult timp s-a crezut că inteligența e un construct fazit din cauza că nu are predicție în viața reală. Și 50 de ani, basically, a dominat, până prin la finalul anilor 70, da, a dominat această înțelegere. De ce? Fiindcă nu aveai corelații robuste între inteligență și life outcomes. Aveai între life outcomes fiind rezultatele la nivel macro mai degrabă, da? Știai că inteligența e un predictor foarte bun pentru performanța în muncă, da? Și un predictor foarte bun, cel mai bun pentru performanța în muncă și pentru performanța academică și pentru... Dar cumva, zici, dacă e cel mai bun predictor pentru performanța academică și pentru performanța în muncă și pentru performanța în orice fel de sarcină, de ce dracu nu e un predictor bun pentru performanța în viață și pentru succesul în viață? Pentru că nu știi să definești succesul în viață. Exact. Și n-aveai studii suficient de mari. Și vine enters Linda Gottfredson, care a coagulat o întreagă mișcare în studii legate de inteligență și de consecințele sale pe cohorte imense și demonstrează, evident, cu vârf și îndețat, la momentul ăsta știm că e un predictor extraordinar pentru fel de fel de outcome-uri de viață reală. Printre altele, speranța de viață. Dar e imposibil să nu te gândești că e posibil să fie un confounding effect. Like, cum n-ai băia mai inteligent, trăiesc mai mult? Like, De ce? Cum poți să explici asta? Mai ales când ai o corelație mică negativă cu conștiinciozitatea care corelează cu... Din nou, da, ok, da. Și ai acolo efecte confundate care sunt de fapt mediatori. Sunt efecte și sunt toți mediatori parțial. O parte din efect curge prin și o parte curge prin. Și sigur, ai fel de fel de teorii bizare după aia. Da? Teoria biologică, de exemplu. Hai să spun întrebare, mă rog, sper că am ilustrat care e problema validității predictive. Da? Adică, da, e predictiv pentru, dar chiar e inteligența predictivă pentru? Sau sunt alte lucruri pe care inteligența de fapt le generează? Și știm astăzi că cea mai mare parte a efectului inteligenței pe speranța de viață curge de fapt prin faptul că oamenii inteligenți fac mai multă școală, au joburi mai bine plătite, au acces de fapt prin prisma acestor joburi mai bine plătite la servicii medicale mai bune. Exact. Și, da, deci curge efectul... Dar toate astea în medie. Da, evident, da, da. Deci e greu de spus dacă în contextul ăsta cu adevărat inteligența e predictivă de fapt pentru ce te interesează pe tine. Da, și aici întrebarea și următoarea, da. Și anume,
un ascultător al nostru întreba, putem defini succesul neodarvinist în termen de, cum spuneai tu, speranță de viață plus număr de urmași care la rândul lor se reproduc? Nu. Cu siguranță că nu, din potrivă, ce avem dovezi serioase în societățile dezvoltate sau cum e a noastră pe care o consider mai degrabă pe cale de dezvoltare încă, da? Dar societățile vestice dezvoltate, oamenii mai educați fac mai târziu și mai puțin copii. Ceea ce e antiselecție, ai zice, da? În plus trăim în acel tip de societate în care nu mai operează selecția naturală. Știm asta și avem discuții, dovezi, basically. Adică selecția naturală se bazează pe faptul că cine nu este fit doesn't survive. Și este un fundament al societății noastre. Dar selecția sexuală. Că ai grijă, de fapt, da, da, fund da, mare, da, mai fain, okay, bun, da, dar, nu e, dar nu e selecția naturală, da? De ce? Selecția fiindcă, sexuală, fiindcă o, e un, e un fundament e un fundamentul etic pe care se bazează societatea noastră. Că ai grijă de cei care sunt mai nenorociți de soartă, da? Nu-i mai arunci de pe zidurile cetății pe copiii care s-au născut cu o malformație sau care și care au ocazia acum să transmită gena, da? Asta încercăm noi să facem, ca specialiști. Dar există și selecția sexuală despre care vorbește Darwin, da? Nu în 1859, dar când și-a scris. E ăsta succes în viață? Nu știu. Tu ți-mi spui. I don't know. Nu pot eu să definez. Societatea își definește și te uiți la societăți, cumva suntem atât de imersați în societatea noastră încât ne e greu să vedem cum este definit succesul în societăți contemporane cu a noastră, da, dar în alte culturi. Dar aminte în societăți de acum 50, 100, 200 sau 500 de ani. Nu știu, da, ce întreb asta, dar pentru e un construct, by the way, și succesul. Și e definit, exact, social și transmis social și cultural. Știi ce? Profund normativ, da, descriptiv. Da. Dar dacă ar fi să-l reducem la baza neodarvinismului, Darwin ți-ar spune ceva împotriva darvinismului social, care e o pervertire a curentului, nu al lui Herbert Spencer. Well. Și anume, nu-i vorba despre cine supraviețuiește, cine face cel mai mult sex, cel mai mulți urmași. Nu? Și e o modalitate de a defini. E o modalitate de a defini succesul, da. Și Geoffrey Miller, spre exemplu, nu știu dacă îl știi, pe trebuie psiholog, da, da, da. Zicea, hei, s-ar putea și inteligența să fie ca o coadă de păun pentru oameni. E cu siguranță. Asta e unul din motivele pentru care e atât de sexy să pui label-ul, eticheta de inteligență la orice. Da? Nu sunt inteligențe, fraților. Apropo, ne întoarcem acum la provocarea ta legată de inteligențele multiple. Da, 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 da. Nu sunt provocare, că eu nu cred în asta. Da, m-am certat cu asta cu mulți oameni. Nu sunt inteligențe, nu orice lucru merită eticheta de inteligență. Acelea nu sunt inteligențe, sunt niște competențe. Spre exemplu, inteligența emoțională. Ah, am vorbit mult despre asta, am scris despre asta. E un construct care a fost dărâmat, a fost foarte hip. În mod special în literatura managerială, da? Ani, 10, 20, 30 de ani a fost foarte hip, dar el a fost înghițit ca modă la momentul în care abia fusese propus și nu existau suficiente studii. Și noi știm astăzi încă că e 30, 40 de ani mai târziu, avem suficiente multe studii care să ne arate de fapt pentru ce e predictiv. Noi astăzi am zice că 60-70% din varianță e agreabilitate plus inteligență fluidă? Da, nu, în domenii diferite, depinde, da? Uite, de curând avem metaanalize foarte serioase care arată că inteligența emoțională nu îți dă decât, nu știu, era 0,9% din varianța performanței în general. Al naibii de jos. Extrem de jos, da, deci foarte, foarte, foarte puțin, foarte puțin, foarte puțin. Deci mai puțin decât conștiinciozitatea, cu siguranță. Adică din evident ai zona asta cognitivă, inteligența ca fiind the single best predictor, dar din zona non-cognitivă în continuare conștiinciozitatea domină. Dar de curând a apărut o metaanaliză by the way, a grupului de cercetare al lui O'Boyle, care a mai generat meta-analize în zona asta de inteligență emoțională, care arată că are o validitate bună, în continuare nu atât de mare ca inteligenței, pentru anumite contexte, da? Pentru anumite contexte manageriale în anumite domenii, da? Deci e ceva acolo, da? Dar nu e atât de mult precum se crede și dacă te uiți la populație în general, validitatea inteligenței emoționale ca predictor al performanței de orice tip este trivial. Da. Trivial, adică da, foarte jos. Foarte, da, deci nu merită să discutăm despre ea. Bun, avem meta-analiză foarte serioasă pe inteligența emoțională și succesul academic, care la fel arată că nu e nimic acolo, absolut nimic acolo. Deci nu și de ce știm asta? Fiindcă de 40 de ani acest concept a fost studiat. Și după 40 de ani de îmbătat cu apă rece, vine payday la un moment dat. Adică până la urmă apar meta-analize și tragem linia și zicem, fraților, sorry, ups, da, e
Dar ce am zis eu, și anume că e mai măsură reductibilă inteligența fluidă și agabilitate ca poziție cum se baie. Bine, n-am zis puțin, eu de fapt. E foarte puțin. Inteligența emoțională corelează extrem de puțin cu inteligența cognitivă. Da? Uh-huh. Într-un studiu pe care eu l-am publicat aveam o corelație de 0.20 și un pic. Și cam acolo stă de obicei cu corelația, ceea ce înseamnă că ai un shared variance de 4%. Deci varianța comună dintre inteligență și inteligența emoțională, pătratul corelației, da? 4% e din nou trivial. Dar ce vezi că este că în anumite teste de inteligență emoțională, de exemplu EQI-ul, are un shared variance, deci nu o corelație, varianța comună cu NLP-ul, da? Deci cu Big Five, ai zice, inteligența emoțională și Big Five e de 70%. Da, deci basically e personalitatea acolo, da? Sunt constructe amestecate altfel. Adică am zis bine. Da. E multă agreabilitate, sunt și alte lucruri acolo. E foarte mult nevrotism sau, mă rog, stabilitate emoțională mai degrabă, fiindcă are, știm asta despre inteligența emoțională, că este un extrem de bun moderator, un buffer excelent, o resursă personală care e un buffer excelent pentru well-being, da? Sau un buffer împotriva stresului. Da, deci persoanele care sunt inteligente emoțional, au reglare emoțională mult mai bună, în mod special în contexte de stres. Și, deci da, așa este. Dar asta nu te duce neapărat la performanță. Da? Okay, pentru că indiferent cât de mare e well-being-ul tău, acum vorbesc cu pălăria de psihologia muncii și organizațională, în mod special a muncii, deci hardcore industrial psychology. Indiferent cât de mult well-being ai, cât de multă motivație ai, dacă nu ai abilitatea de a face o sarcină, nu vei face sarcina. Abilitatea specifică de referi. Evident, da. Adică pentru a rezolva o sarcină complexă ai nevoie de abilitate pentru a rezolva sarcina respectivă. Nu contează dacă ești motivat, dacă tu nu poți. Adică rezolvă ecuațiile de câmp ale lui Einstein. Nu contează cât de motivat ești. Dacă nu știi să rezolvi, aia nu rezolvi, punct. Da? Dacă n-ai bila mare și n-ai... și asta e codificat și în anecdote populare, dacă vrei, în proverbe. Da? Cum zicem noi, să te ferească Dumnezeu de prostul motivat. Da? Hai să nu mergem acolo, dar long story short, inteligența rămâne cel mai bun predictor din zona de psihologie, da, din construcțiile psihologice al performanței. Sunt foarte mulți oameni, bine, mai am 3 întrebări și o să le trecem rapid printre ele. Da. Mi-a zis cineva că nu te las să vorbești, mi se pare că te las destul de mult, dar încerc să le trec prin toate ca oamenii să nu se simtă prost că nu le-am atins. Dar e un dialog, nu e, da? Vorbim exact, amândoi, exact, deci dai drum. Exact. Amândoi avem inteligență fluidă ridicată, da. Nu știu. Credem despre noi. Nu știu, am făcut 36 din 36 pe APM și probabil că merge sau pe gama. Prima întrebare. Ia zi. Un psihoterapeut bun, dacă considerăm că e vorba despre inteligența emoțională, ai inteligența fluidă ridicată. Nu? Așa. Și care e întrebarea? Păi nu, întrebarea este că foarte mult marketing în zona asta vine pe ideea de lasă-l pe ăla că știe să facă ecuație de câmp al lui Einstein sau a auzit de Schwarzschild. Da, apropo da, de, da, Schwarzschild, da, radiusul, da, de, exact. E foarte prost la emoții. E un robot. Cum ți se pare astfel de tipuri de reclame? Mi-e greu să zic aici ceva care să nu... Rănească. Poate și asta. Uite, o să fac aici referire la niște studii foarte interesante și de care lumea, psihologii nu vor să vorbească în general. Societatea nu vorbește în general, dar în domeniul acesta al studiilor legate de inteligență și de abilitate în general sunt scrise cu litere de foc. Mulți din marii psihologi au lucrat cu armata americană, în armata americană sau finanțați de armata americană, de la Eisenk, la Skinner și la mulți, mulți alții. Și fac studii extraordinar de faine în zona asta de psihologia muncii și organizațională și nu le țin sub capac, le diseminează, le publică și ce zic ei pe cohorte foarte, foarte mari și aceste concluzii sunt confirmate și în afara mediului ăsta ca zon, este că ai un upper bound, sau mă rog, un lower bound, dacă privești din partea cealaltă, al nivelului de inteligență sub care nu mai poți să ai performanță într-o anumită sarcină și în context mai larg într-o anumită profesie. Da? Deci cumva, care este IQ-ul minim pe care ar trebui să-l ai ca să fii productiv, să fii performant ca fizician teoretic? Da? Ca
130, și, mai și, și fac, da, da, în zona aia, da? Ok. Și fac acum o glumă, paranteză, văzusem o memă de curând, că mi s-a părut atât de haioasă, o blondă care îi spune prietenii ei: auzi, dragă, am auzit astăzi că Einstein a fost o persoană reală. Eu am crezut că a fost un fizician teoretic. Da, exact. Da, da, da. Theoretical physicist. Da, da. Mă rog. Bun. Deci, e pentru fizicieni, da, deci el a fost o persoană reală, nu teoretic, da. Deci 130 pentru fizicieni și pentru a fi un medic bun, cât poți să ai? Că sigur că un diagnostician, să zic, da, Dr. House, da. Nu poți să ai IQ de 70 ca să faci lucrurile alea. Dar hai să zicem 115, da. Ca să fii un chimist bun. Ca să fii un avocat bun, 105, 107, sunt studii care arată cam pe unde se plasează. Ca să fii un... și așa mai departe, mergi mai jos, mai jos. Este ilegal în America să induci pe cineva în armată, inclusiv ca soldat, inclusiv ca orice altceva, dacă are un IQ mai mic de 84. Asta înseamnă o abatere standard sub medie, 85 ar fi o abatere standard. De ce? Fiindcă nu există niciun job, nici împletit nu ele, nici măturat frunzele, niciun job pe care să-l poată face cu suficient de bună performanță de la IQ-ul ăla în jos. Asta e greu de înghițit. De ce? Fiindcă o abatere standard sub medie, un IQ de 85, înseamnă centila 16. Deci tu ai 16% din populație cărora n-ai ce să le dai. N-au ce să fac. Nu există nicio meserie pe care oamenii ăștia să o poată face cu o minimă șansă de a avea succes. Deci tot ce vor face, vor face good enough. Nu vor face ceva bine, mă. Da? O cincime din populație, sau o șesime, depinde cum calculezi, da? Te doare puțin ficatul când pui problema așa. Da? Ok. Înțelegi probabil un debat cu povestea asta. Nu știm exact unde stă psihoterapia. Deci care este acel IQ minim pe care trebuie să-l ai pentru a putea să funcționezi în mod coerent într-o situație în care oferi acest serviciu dificil de altfel și complicat și nobil către un client care are nevoie de așa ceva? Dar spune că valori mai ridicate ale coeficientului. Crezi că suntem la 85? La 90? Noi? Nu știu. La 100? La 115? Din nefericire, discuția noastră capitalizează mai mult pe inteligență cristalizată. Inteligență, sigur, da, hai să zicem în general, și are și componenta de fluid, are și componenta de cristalizată, cu siguranță. Avem studii care arată unde stă psihoterapia, da? Nu stă nici extrem de sus, dar nu stă nici extrem de jos. Și asta, brusc, te doare stomacul când te uiți la o parte din colegii noștri care, nu excelezi pe fluidă. Da, măcar pune osul, măcar învață, măcar construiește zona aia cristalizată așa cum se cuvine. Deliberate practice, cum exact, zic exact, exact. Te întorci la bază, studiezi lucrurile. Da, și nu o să poți niciodată să compensezi abilități prin emoții. Nu, it doesn't work like this. Ok, e posibil ca unii oameni care să vadă această emisiune noastră să te critique, te aștepți la asta. Da, să fie sănătoși. Ai fost adesea foarte... Pot oricând să dau referințele bibliografice care fundamentează gândirea, da, din acest punct de vedere. Da, eu merg cu știința. Ce îmi spune știința nu e un instrument perfect, e cel mai bun instrument, da, pe care l-am. Nu vreau să se înțeleagă că spun aici, nu e nevoie de empatie, nu e nevoie de... Ok, hai să-i zicem inteligență emoțională. Deci nu asta e pledoaria mea. Sigur că nu. Mai degrabă pledoaria mea este alta. Nu poți compensa lipsa de abilități prin faptul că ai avea inteligență emoțională. Dincolo de faptul că toată lumea are impresia, adică știm că nu suntem cei mai inteligenți, da? Adică e o vârstă, nu știu, probabil 15 ani, aș zice, la orice om mai realist, sau 20 sau 25, când ai înțeles care este zona dincolo de care nu poți merge intelectual, da? Sigur. Ok. Deci toți am înțeles asta și zic, ok, nu sunt cel mai deștept om, băi, dar am un suflet frumos, da? Și asta o pot compensa. Agreabilitate, da, mare. Am agreabilitate mare sau pot empatiza cu alte persoane și totdeauna, adică am întâlnit teribil de mulți oameni care zic, da, au o înțelegere coerentă despre cât de, hai să nu zic proști, dar neinteligenți sunt, dar nu au o înțelegere corectă despre empatia pe care o ai, adică se supraestimează acolo. De ce? Fiindcă e fuzzy, it's a fuzzy concept. Și toți suntem buni la empatie și la, nu știu, politică, fotbal, la ce mai suntem buni toți? Pe acolo, economie, COVID, da, pandemie mai nou, da. Înțeleg. Ideea generală ar fi, cred că, mai degrabă pe ideea de ce facem cu conceptele astea vagi, fazi? Le aruncăm la gunoi?
Nu le studiem? Le studiem cu siguranță, adică în măsura în care observ că ceva e acolo, ai obligație de a te lupta cu conceptul respectiv. Știința așa merge înainte, cu lucruri care sunt foarte, foarte fazi. Da? Și asta e istoria științei, lucruri care sunt fazi, nu le înțeleg. Asta înseamnă că e fazi, băi, nu le înțelegem cum trebuie. Dar ce om de știință care face cercetare de dragul cercetării și nu ca să marcheze boabe pe hârtie ca să-și construiască cariera sau să mai știu eu din ce alt motiv, acolo se duce. Da? Adică acum, înainte să vin aici, mă luptam cu niște date care arată foarte altfel decât mă așteptam să arate. Dar n-ai făcut ce a făcut. Și doctoranda mea zice, a, la naiba, l-aruncăm la gunoi, n-avem ce face cu, deci cu datele astea. Deci n-a fi asta file-zouă effect? Da, nu, și eu zic, nu, aici se ascunde ceva, aici trebuie să, da, yay, baby, da, deci dacă iese cam cum te așteptai, bă, nu e bine, publici articolul, toată lumea e fericită, da, da, deci eu sunt mai degrabă incitat acum de faptul că nu ies datele și ies niște efecte foarte serioase, dar foarte altfel decât ne așteptam. O să înțelegem mai bine de ce, da? Dar așa funcționează știința și așa progresează știința. So, ideea generală doamne, uite, vezi, viciul meu, clienți, pentru ascultătorii noștri, ar fi ideea de hai să lăsăm schemele noastre mentale să fie ca plastilina și datele să intre în ele, să le modifice. Să modificăm teoriile după date și nu datele după teorii. Da, cu siguranță, asta oricum facem. Dar cred că e un reflex al celor care fac. Cred că e un reflex al celor care fac cercetare. E mai puțin reflex al celor care nu sunt obișnuiți cu asta, ai dreptate. Că înveți. Se întâmplă, fac rar workshop-uri, dar mai fac câte un workshop și am câteodată și psihologi mai bătrâni, da, mai în vârstă, care îmi spune, dar noi nu asta am învățat la școală, domnul cu tare și sau îmi dau ei un nume, nu asta spunea, zic, da, dar asta e de acum 40 de ani și știința a evoluat. Și scuză-mă că pe cum ai că pe noi ne-a învățat prostii? Zic, nu, era the state of science la momentul ăla. Da, dar n-ai fi și un argument ad verecundi, am un apel la autoritate? Asta se întâmplă tot timpul, cu tare a zis. Și se întâmplă des să zică lumea, da. Interesează că Mil a zis X. Că noi suntem fani Mil. Da, am și citatul ăla. Da, uite, vezi, Hitchens zice atât de frumos, discutând veridicitatea lui Isus, știi? Și el zice, da, problema e cu totul alta. Nu asta contează. Eu nu discut veridicitatea lui Socrate. Nici exact. Nu contează dacă Socrate a fost o persoană reală sau nu. Contează ideile pe care Socrate le-a pus pe masă, ălea trebuie discutate mai degrabă. Exact. Da? Deci eu nu fundamentez religia mea pe existența lui X sau a lui Y, cât mai degrabă pe validitatea și utilitatea ideilor respective. Faptul că am ajuns aici e un punct foarte greu de penetrat cognitiv pentru mulți oameni. Uite, e o discuție foarte mare între Kahneman și Gigenza, legat așa. De ce înseamnă distorsiunile, cum să ne apurătăm la ele. Și Gigenza zice, bă, uite, când te uiți la celebrul exemplu cu Izabela sau Ioana sau ce mai vrei să-i dai tu, care, nu știu, a participat în liceu la foarte multe manifestații pentru feminism. Și e celebra întrebarea lui Kahneman, ce e mai probabil, să fie avocată sau să fie avocată și feministă? Și e celebra problema a probabilităților conjugate. Da. Și Gigenza zice, bă, dar stai puțin, că corelațiile astea din punct de vedere ecologic sunt acolo. Pare că sunt niște shortcut-uri mentale care au în pleistocen, n-ai pa știe undeva, utile ca să te încolțui, adaptativ. Da, da, shortcut decision, așa e, da. Scurtături către decizie, da. Scurtături către decizii. Și cum rezolvăm problema asta? Mai ales într-un domeniu extrem, extrem de rigid, cum e celul al meu, în care ceea ce fac eu tehnic vorbind e logic aplicat, adică terapie cognitivă. Nu fac nimic altceva decât să aplic rigurozitatea și imobilitatea eternă a logicii în viața de zi cu zi. Eșantionul tău e prea mic. Ultima mea prietenă mi-a zis că o am prea mică. Greșit. E o prietenă, e o parteneră. Poate alți oameni nu știi. Ai testat 100 de oameni? Cât de mai e eșantionul tău? E reprezentativ statistic. Nu e o supra-generalizare. Eu ceea ce fac zilnic e logic aplicată. Așa că eu n-am cum să dau greș din punctul ăsta de vedere. Pentru că ceea ce o aplic e ca, nu știu, Iului Schimach vorbind despre n-ai putere statistică. Sau James Coyle. Da. Ce facem cu asta, cu partea asta, în care cum luăm aceste lucruri care din punct de vedere logic sunt distorsiuni, că ești un mare promotor al gândirii logice, dar anumiți autori, precum Greg Gigenza, spre exemplu, spun, hei, sunt shortcut-uri. Da, niciodată nu m-am dus, cred că e hazardat să, și de aia n-am încercat să merg în direcția să zic că promovez gândirea logică, promovez raționalismul, da.
fiind convins în același timp că niciodată nu suntem perfect logici. Da? Deci tot timpul vom avea astfel de bias-uri, da? De distorsiuni, deci nu mă amăgesc că nu s-ar întâmpla asta. În același timp, cred că fundamentul cugetărilor, dacă vrei, noastre, raționamentelor noastre, ar trebui să fie cel corect. Și corect înseamnă up to date. Da? Up to date, asta înseamnă că ar trebui, de exemplu, ca psiholog sau ca psihoterapeut, ar trebui să citești suficient de des, să te ții la curent suficient de mult cu lucrurile care apar. Altfel, riși să practici ceva ce e desuet și care nu se deosebește în niciun fel de șamanism sau de, nu știu, orice fel de altă intervenție umană, fiindcă ai o pleiadă de alte intervenții umane care nu se califică de psihoterapie. Da? De asemenea, că, nu știu, relație între un preot și un... Exact, dar de asemenea că autentic să spui, hei, uite, ai o bifurcație sau o trifurcație, ai cinci drumuri diferite. Dăm din punct de vedere epistemic drumul cât de mult putem la faruri, care sunt limitate din punct de vedere epistemologic, corect. Atât pot să-ți dau. Și știi în același timp, și asta ține și de, am prieteni care îmi spun tot timpul, ești religios prin faptul că crezi cu putere în știință și asta e o religie. Da? Scientism. Da. Și ce zic eu este că eu nu cred în rezultatele științei, cât cred în ruta pe care o ia știința, da? Deci e un mod de a trăi, un mod de a descoperi lumea și nu descoperirea în sine. Care da? Te poate realiza vorbindu-ce da, ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta e că nu cred cu tărie în corectitudinea ultimei meta-analize despre valoarea inteligenței emoționale. Cred că ăsta e stadiul actual al cunoașterii, cred că acest stadiu se poate e schimba pe viitor. Da, atâta bată, așa pare deocamdată. E probabilistic, deocamdată atâta știm și o să-mi ghidez practica după cât știm la momentul ăsta. Sau dacă ar fi să vorbesc la cameră, o să-mi ghidez practica după ce știam acum 40 de ani. Adică asta clar că e ridicol, nu? Ideea ar fi ceva de genul, dăm zoom-ul la faruri cât de mult putem. Ceva care poate să arate ca câmpiile din Elysium, poate după aia să vină cu vulcani. Care stai în fața mașinii. Da, dar ce zic eu e, la momentul ăsta o să-mi ghidez felul în care conduc după ce văd în faruri. Exact. Nu o să-mi ghidez felul în care conduc după ce vedeam acum 100 de metri în farul. Ținând cont de faptul că e posibil ca farurile să-mi arate altceva după încă 100 de metri. Da? Exact, deci mă aștept la asta. Da? Și este motivul pentru care tot timpul mă duit. Am farurile constante pe metoda științifică. Da. Tot timpul mă uit la lucrurile care se întâmplă, îmi modific practica, modific înțelegerea despre lume. Și asta e ideea, ar fi că din punct de vedere normativ, standardul nostru, n-ar fi dezirabil să fie optimul global, care este accesibil numai unei entități ipotetice omnisciente, ci optimul local, dat de cea mai bună teorie pe care o avem. Da. Cea mai bună simulare. Da. Sau omul cu cea mai bună simulare câștigă. Da. Bezos sau Musk. Da. E greu de trăit, cred, pentru foarte mulți colegi cu ideea asta, că lucrurile pe care le știm și lucrurile pe care le practicăm nu sunt corecte în sine. Sunt cel mai corect lucru pe care îl poți face la acest moment. Da. Și dacă rămâi ancorat în cel mai bun lucru pe care îl puteai face în 90 când tu te-ai format, probabil că ești învechit și contraștiințific la momentul ăsta. Da. Dar mulți au aderență față de metodă, aderență față de școala lor, aderență față de lucru care... Hai să nu mergem acolo. Exact. Da, Eliot Sober zicea, inclusiv metoda științifică ca o creatură, ca o specie care evoluează. Da, și asta e corect. Și ea e un construct până la urmă. Da? Și ea se transmite social. Oamenii când întreabă pe ce îți bazezi ideea, este... Eu nu sunt mama Omida, n-am un glob de cristal, nu sunt omniscient, nu pot să-ți creez o ecuație care îți spune exact când te vei căsători, cât de bine o să o duci în viață, pot doar să generezi corelații, dar e the best we can do, cel mai bun lucru pe care putem să-l facem. Joci la cea mai mică ruletă, la fel ca la partener. Da? E un partener cu conștiinciozitate mare, agreabilitate ridicată, ai șanse foarte mari să nu te înșeli. Conform meta-analizelor. Da. Și am o singură întrebare. Ești unul dintre cei mai celebri psihologi din România în baza proiectului Brio, pe care eu trebuie să recunosc, nu e dezirabil să impun componenta normativă, că sunt un savant până la urmă, dar îl ador și o groază din colegii mei îl adoră. Și vreau să... am avut un domn care întreba, ai putea un proiect Brio, nu, care se ocupă de standardizări, de evaluări standardizate în planul educației pentru copii, să devină o inițiativă de tip open source?
E posibil să mergem acolo, cochetăm cu ideea asta, ca cel puțin anumite componente din proiect să devină open source, da? Adevărul e că e un proiect care nu stă în area psihologiei, by the way, stă în area educației, sigur că utilizează psihometria, dar altfel e un proiect de educație, nu un proiect de psihologie. Deși o să aibă, a avut și le-am scos și o să le băgăm înapoi niște componente de psihologie foarte năstrușnice, o să mai vină acolo, da. Anumite componente o să devină open source, în mod special în mâna utilizatorilor, deci cu mult mai mult power în mâna utilizatorilor. Ce am reușit să creăm acum sunt niște algoritmi foarte... jucăuș așa. Proiectul a plecat cu modele de măsurare bazate pe teoria răspunsului la item și pe bănci mari de item, da? Deci pentru matematică aveam 20.000, peste 20.000 de item. Toți testați în eșantioane reprezentative de copii de diverse vârste, deci știai care sunt parametrii de dificultate și discriminare și așa mai departe. Foarte repede ne-am dat seama că cei care utilizează masiv proiectul, da, utilizează masiv testele respective, au nevoie de și mai mulți item. Cât de mult mai mulți. Și calculul nostru era undeva la 600.000. Wow. Nu poți, e overkill. Și ăla e momentul în care noi am dus spre o tehnologie care se numește automated. Cred că sunt mai mult decât elevi de clasa 12. Da. Cam ăsta este volumul de item din banca de item a SAT, de exemplu, da, sau a GRE sau GMAT sau. Noi ne-am dus însă spre altceva, ne-am dus spre automated item generation, da, despre generarea automată de item. Și un engine de inteligență artificială care estimează dificultatea cea mai probabilă a itemului generat automat, fiindcă problema într-un item generat automat este că nu știi cât de dificil e. De exemplu, dacă vrei să, nu știu, exemplu trivial, ai un item care să testeze adunarea și scăderea cu numere de două poziții, da, two digit numbers, da, 12 plus 44, da, îl lași să genereze și ai item de timpul A plus B egal cât, da? De el poate să genereze aici și 10 plus 10 sau 10 plus 11, dar poate să genereze și 78 plus 49, da? Cu trecere peste și cu... Și numai, da? Dăm noi alte nume care putea să le genereze. Da, ok, bun. Dar, există acolo undeva șansă. Da, tu îl oprești, deci îi dai niște repere, da? Dar, și asta înseamnă că pe exact același template, pe același șablon de item, poți să genereze ceva foarte simplu sau ceva foarte complicat. Și trebuie să estimezi dificultatea itemului generat. Și evident că există niște șuruburi la care poți lucra pentru că itemii să fie mai... ampli, mai scurți, mai verbal, mai matematici, mai dificil, mai puțin dificil, cu mai multe computații sau cu mai puține, mai vizual, mai puțin vizual și așa mai departe. Deci șablonul e versatil și discutăm la momentul ăsta de transformare a platformei într-un SAE, într-un SaaS, într-un Software as a Service. Și e posibil să mergem în direcția aia, caz în care utilizatorii o să aibă în mână șuruburile pentru generarea de item. Da. Cu alte cuvinte, profesorul o să spună, vreau să generez pe acest template item de tipul ăsta. Mai degrabă vizuali, dar simpli. Ok, sau mai degrabă... Da. Ceea ce e super. Bine, asta e opinia mea. Na, sunt mai fan. O să mergem acolo. Hai să vedem unde ne ducem. Dar proiectul este extraordinar și face foarte, foarte mult bine în educația din România, într-o zonă în care statul, în mod evident, nu poate să aducă ceva. Tocmai de asta am făcut și OnlySmarts, ca pentru finanțarea unor oameni care au proiecte și care pot, nu, cum la OnlyFans te duci la o fată care îți place de ea sau un bărbat, deci să fim sexiști, nu, îi dai bani ca să vezi cum se dezbracă, aici e vorba despre intelectuali care au proiecte în care crezi, da. Crowdfunding. Da. Și mai am o întrebare plus o rugăminte, cu care vrei să încep. Întrebarea. Cu întrebarea. Ce te-a măcinat cel mai tare în psihologie în ultimul an? Întreabă o doamnă. Sunt mai multe lucruri, nu știu pe care palier să pun. Ce nu te-a lăsat să dormi? Te-a făcut să ai insomnii intermediar? Sunt mai multe lucruri, nu știu pe care palier să pun întrebarea. Pe de o parte, am o suferință sau o măcinare, dacă vrei să pun așa, problema privind stadiul, locul în dezvoltarea sa în care se află psihologia din România. Facultățile de psihologie, chiar și cele bune din consorțiul universitaria, s-au transformat mai mult sau mai puțin în
nu știu, în școli de arte și meserii mai degrabă. Da? E ca și cum i-ai învăța pe studenți tâmplărie mai degrabă decât... Adică dacă te uiți la calitatea absolvenților noștri, nu e grozavă. Și nu vorbesc doar de ai noștri, mă uit și la cei de la Timișoara sau Cluj sau de la Iași, nu e grozavă. Nu creăm gânditori, nu creăm revoluționarii zilei de mâine. Nu creezi oameni care să aibă capacitatea de a purta o discuție lucidă, dar informată, evident, despre problemele ardente ale societății românești. Ăsta e motivul pentru care găsești foarte puțin psihologi care să fie prezenți în discursul public și în imaginarul colectiv. Da? Adică cât de mulți psihologi vezi discutând despre probleme de politică actuală sau despre probleme de genul probleme masive ale societății românești. Emigrarea masivă, problema educației, problema sărăciei și așa mai departe. Nu ai psihologi care să poarte discuția asta. Adică psihologii sunt absenți, nu pot contribui la rezolvarea problemelor societății românești. Atât de simplu. De ce? E o problemă în felul în care predăm psihologia. Și dacă te uiți, și asta ține de programa pe care o avem și uite-te la orice universitate din Ivy League, uite-te la Stanford, da? Și uite-te la programa de psihologie de la Stanford și întreabă-te în ce măsură seamănă cu ce predăm noi în România. Da? Și o să vezi că seamănă foarte puțin. Da? Le stârpim, le oprimăm creativitatea și capacitatea de a construi argumente și de a participa la debate-uri care țin de lucruri care sunt importante. Da? Sunt limitați, creăm tâmplari, creăm oameni care pot să funcționeze în cabinet și să facă A și B și C și atât. Și dacă ai scos de acolo, la revedere. Și asta e greșit. E clar că ne-am dus într-un back-end, ne-am dus într-o zonă din care nu prea mai există ieșire, din păcate, pentru că e codificată în standardele ARACIS și în ceea ce știu să facă profesori. Mulți din marii profesori din psihologia românească sunt, din păcate, doar acolo. Sunt puțin luminați. Nu cred că ai nevoie de ambele mâini. Da? Să enumeri acei oameni pe care îi vei avea probabil mai devreme sau mai târziu la emisiune aici, dar câteva nume sunt acei oameni care pot și încearcă din răzputeri să spargă blocada acolo. Asta e motivul pentru care ce m-a măcinat a fost lansarea acestui program de științe cognitive, care ieri s-a lansat la Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, primul program de Cognitive Science din România, cu Mircea Dumitru, fostul rector, marele filosof Mircea Dumitru, care de mult și-a dorit așa ceva și da, acum și avem... Și mi-am dorit de mult, dar... Deci Cognitive Science, mai avem înscrieri până joi. Ei, duceți-vă acolo, e super tare. O să fie un program extraordinar, cu mult neuroscience și matematică și artificial intelligence și biologie și filosofie, philosophy of mind, și acele lucruri care nu se mai predau la noi, nu se mai predă logică în facultățile noastre, nu se predă semiotică. Cum să fii psihoterapeut să nu fii învățat semiotică? Adică nu poți funcționa în absența metaforelor, nu poți să... Cum? Adică e un nonsens și noi nu predăm asta, da? Deci oh my god. Bun, deci o să fie un program extraordinar și asta m-a măcinat foarte mult, fiindcă a fost greu de pus pe picioare și din cauza că nu e specialitatea mea, am contribuit acolo din cauza că văd oportunitatea pentru facultatea mea și pentru universitatea mea și văd oportunitatea pentru psihologia din România. De a ieși din ceva ce cred, alții poate nu cred asta, că e o alee greșită, da? One way street în care ne-am dus, da? Ce altceva m-a măcinat? Stadiul practicii, unde sunt mult mai defetist decât eram acum 4 ani. Nivelul practicii în România este execrabil. Toate sondajele pe care le văd și s-au mai făcut arată că nu stăm deloc bine. Din păcate, sunt foarte pesimist că vreodată o să ieșim de acolo. Evident, poți oricând să dai din număr, să zici, aia care sunt buni, știi cum, întotdeauna pică în picioare, întotdeauna să le meargă bine. Deci mulțumesc foarte mult, mie merge bine, pieriți în mizeria voastră, adică poți să pui problema și așa. Nu cred că e modul corect de a pune problema, dar sunt mult mai pesimist la momentul ăsta că ceva se poate schimba. E foarte mult populism, e foarte multă demagogie, sunt foarte multe interese care s-au construit în ultimii 16 ani de când există Colegiul Psihologilor. Am convingerea că aia e o instituție toxică. Din păcate n-am reușit să o reformăm. Poate, cu siguranță că am făcut și noi multe greșeli, dar sunt convins că de 16 ani de când s-a fondat n-a fost an lăsat de la Dumnezeu să fie fără scandal acolo și în continuare așa vor fi lucrurile. Deci așa vor fi lucrurile, fiindcă e o arhitectură greșită care îndeamnă la scandal.
Și asta m-a măcinat, trebuie să spun. Dar sunt mult mai distanțat la momentul ăsta de zona respectivă. Adică pur și simplu zic, nu poate fi rezolvată. Nu așa poate fi rezolvată. Poate fi rezolvată în alte modalități, dar nu cum am abordat. Ce alte mai modalități? Măi, e greu și nepopular, dar o să o spun răspicat. Când ai o masă critică de incompetență, schimbarea nu mai poate fi generată în mod democratic. Da? Adică în momentul în care din 100 de oameni, 90 sunt lipsiți de competență, schimbarea către competență nu va fi făcută niciodată prin vot popular. Da? Și eu cred că schimbarea acolo nu o să vină din interior niciodată, din interior va veni doar demagogie și... Da. A plecat greșit, mă uit cu... Nu mă uit la Aniței sau ILS, la cei care au pervertit în ultimile mandate colegiul. Mă uit cu ochi foarte răi înspre primul mandat, primii 4 ani. A plecat greșit de atunci, mai departe a fost downhill, da? The slippery slope. Dar e ce e la momentul ăsta, asta guvernează practica. Din nou zic, asta nu influențează niciun fel oamenii care vor să facă performanță. Da? Pentru că aceste instituții delimitează cel mai jos nivel la care poți să practici. Niciodată aceste instituții n-au emis ghiduri de bune practici, n-au descris cel mai bun nivel la care să practici. Cea mai bună, da, deci best practice nu e treaba colegiului sau altor instituții de reglementare să facă asta. Ei zic care este limita minimă sub care nu poți să practici, da? Deci treaba lor este să reglementeze limita minimă. Limita minimă la noi este extrem de jos trasată. Lower ceiling. Exact. Da. Toți cei care vor să facă mai bine sunt liberi să facă mai bine, că nimeni nu îi oprește. Vorbim însă despre masa mare și despre serviciul pe care îl ofer societății. Despre reputația pe care psihologia o are în societate, despre income-ul la care poți să speri, da? Banii la care poți să speri. Ca psiholog. Ca psiholog, evident, da. Adică influențează cumva, evident, întregul ecosistem această mizerie în care se scaldă psihologia. Dar despre proiectul nostru care... Și din punctul ăsta de vedere, mă macină că n-am reușit să facem acolo nimic. Evident, îmi asum faptul că au fost foarte, foarte multe greșeli făcute acolo. Zic și eu ca zicea Horațiu Mălăiele, cred, nu? Cred că el spunea într-o piesă, nu? Zicea, am luat mită, zicea el, dar să mă bată Dumnezeu dacă am luat cu răutate. Da? Și așa cred că aș putea zice și eu, am făcut multe greșeli, au fost făcute cu inimă curată în sensul de niciun fel, niciunul din cei care au încercat să producă o schimbare, fiindcă bătălia acolo e bătălia eternă dintre progresiști și conservatori. Progresiștii n-au fost animați de interese personale. Și cred că asta a fost o conjunctură foarte bună, da? Să încerci să provoci o schimbare care să nu-ți dea ție ceva în plus, să nu te îmbogățească pe tine. Da? Deci astea sunt cele două componente. Partea asta de științe cognitive, cred că mai mult în ultimul an decât orice altceva. A doua parte o să fie mai frumoasă. A doua rugăminte. Da. E o domnișoară numită Teodora, a cărei zi astăzi, a zis, puteți să-i spuneți la mulți ani la camera? Da, sigur că da. Teodora, la mulți ani. Ok? Da. Bun. L-ați avut în studio pe stimatul domn Dragoș Iliescu, unul dintre cei mai mari cercetători și profesori în domeniul psihologiei. Director, că n-ai vrut să zic șef, da, nu șef. Al școlii doctorale, un om de mare cultură, citat foarte mult în, și am uitat să spun, nu-mi place mie că n-am eu amprente histrionice sau narcisice, e și vicepreședinte sau președinte a unei societăți internaționale, nu? Da, eu mi-am terminat mandatul la ITC, la International Test Commission, și sunt prezident elect, deci președintele care va prelua mandatul, uh-huh, chiar anul, în 2022 trebuie să preiau mandatul, la International Association for Applied Psychology, divizia de evaluare psihologică, divizia 2. Deci, după cum vă spuneam, după această mare paranteză, îmi cer scuze pentru ea, l-ați avut în studio pe stimatul domn Dragoș Iliescu. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, sper că unele lucruri s-au clarificat și că vă place programul nostru și ne auzim duminică cu doamna doctor Păduraru. O seară minunată și felicitări că în loc să beți alcool, vă uitați la OnlySmarts. Cam același lucru. Mulțumesc pentru invitație, salut!